Transmite live. Mamă, n-am făcut niciodată chestia asta. Stai așa să vedem dacă sunt viețile mele aici. La ce oră începe? Că mi-arată 17:10. Cum mă 17:10? Viața mea, tu ești cu o oră înainte? Ești cu o oră înainte sau înapoi? Ești cu o oră înapoi, mă, cu o oră înapoi. Aia zic. Răbdare, imediat începe. Băi, știu. N-am făcut asta până acum, dar stați așa un pic, încă nu am setat astea pe aici acum. Stai așa un pic, YouTube. Teo 10. Mamă, mă simt, deci l-am pornit atât de repede, mâncați aici gura ta, că și eu mă simt singur pe live, ești nebun la cap, stai așa un pic. Deci mă simt, zici că am pornit ăsta, efectiv pe modul privat. Oh, viețile mele, ce faceți, v-ați intrat, vă pup și eu, Hristos a înviat, ce faceți, puii mei? Băi, eu sunt primul, bă, adevărat ești primul, că n-am programat, n-am zis nimic, am zis hai că dăm drumul direct la live, așa, stai așa să schimb și eu like-urile astea, să nu panicăm lumea, să zic, să fi început noi cu 6000 de like-uri și astea. Gata. Ia uite, 300 de like-uri, băi, viețile mele. Cum vă place live-ul ăsta spontan așa? Adevărat, mă, vă pup pe toți, mă, vă pup pe toți și sper că sunteți fericiți, sunteți în vacanță acum, vă odihniți de Paște, așa, sper că n-ați mâncat exacerbat de mult, exagerat de mult, mâncat vașcură, exacerbat sau am zis eu exacerbat, dar știam că nu e așa, știam că e așa, dar nu știu exact ce înseamnă, nu știu, nu sunt cuvintele, nu sunt cu literatura, eu foarte bine așa, ia stai așa un pic, bă, mai am depus ceva, dar nu mai știu ce, gata, mă, type stream, type stream, așa, YouTube. E mișto, abia așteptam Jimmy. Păi ai viețile, știți care-i faza? Nici n-am vrut să pun alt titlu, că nu știm, nu-mi dau seama cât o să ne ia mâncavașcura asta. Că data trecută ne-am chinuit, cred că o oră jumate la final acolo, doar la final și plus ce ne-am jucat și noi. Dar, na, ce să facem, asta este. Până la urmă, nu ne lăsăm noi la niciun joc viețile, trebuie să o dăm până la capăt, ești nebun la cap, trebuie să fim hashtag voință și asta. Forță! Hristos a înviat, adevărat a înviat, vă pupuilor, ce faceți? Veți azi, îl termin 100%, îmi place această susținere, o ador. Sper, acum viețile mele, eu sper, acum să vedem. Teo, de ce a trecut găina strada? Bă, și-o știam, mă, frate. Bă, și-o știam, Niculeta nu mă lăsa așa, zi-mi de ce a trecut găina strada, te roagă, fratele. Te roagă, fratele. Mâine mergem la școală fără Caterinca, mâine gata? Până acum a fost, mă, nu v-a dat și vă... Stai, mă, a fost doar o săptămână vacanța? Nu trebuia să fie două. Vreți să faci un daily vlog? Da, viața mea, stai acum pe daily vlog, pe alea. Salut! Salut, eu sunt Teo și astăzi o să facem live și alea. Viața mea. Stai așa un pic. Bă, Teo, mâine începe școala, bă, chiar așa? Mâine începe? Îl termin și eu, fac și eu live? Până acum, numai? Au fost o săptămână și câteva zile, am înțeles, o mini-vacanță. Bă, frate, știți cum e? E bună și aia, ești nebun la cap. Adică n-ar trebui să ne plângem oricum. E bună și aia, frate, de cât de loc, gândiți-vă așa, de cât de loc. Bă, dar parcă mereu a fost așa asta cu doar o săptămână, nu? Că parcă și eu când eram la școală de Paște, parcă n-aveam cine știe ce vacanță sau așa. Ioana, te pup, mersi mult tot de donație, mă bucur că ești aici. Era să citesc un comentariu care mă punea iar pe tot TikTok-ul, nu era bine. Așa, la mine Moldova marți începe, adică marțea viitoare, azi e marți, nu? Da, mă, azi e marți, deci ar trebui săptămâna viitoare marți. Ok. Mâine începe școala, mă apucă boala. Hai, mă, viața mea, până la urmă. Na, aia e. Bună dimineața, soare. Te pup, mă, Horatiu, ce faci? Te pup. Din păcate. Băi, viețile mele, știți cum e? Vreme trece, vreme vine. Nu știu ce vreau să zic. Da, știți cum e. Hai că forță, vezi, faci și noi 1000 de like-uri. Faci și noi 1000 de like-uri, că n-am programat live-ul ăsta, l-am dat direct în start așa. Bă, dar s-au trimis notificări? Sau era pe YouTube și ați văzut, e că face nebunul să live, hai să intrăm și noi sau așa. Teo, cât face 2 plus 2 ori 2? 3. Pentru că e 2 plus 2 ori 0. 2 plus 2 ori 0, bă, am zis 2 plus 2 ori 2. Nu, 2 plus 2 ori 0 face 3. Ai mâncat? Era să mă duc, Doamne iartă, mă, așa, perfect. Hristos a înviat, ordonați așa de început de live de ăsta spontan. Te pup, băi, lopata, mersi mult de tot. Sebi la viața mea supremă. Muchas gracias, aficiones, para vosotros. Viața mea supremă așa dă-mi prima? Păi Sebi, să-mi dai mesaj pe Instagram, viața mea. Păi, dar ce se întâmplă cu viețile mele supreme astea? Bă, se vede bine camera, că am întâmpinat o problemă cu camera, mă, viețile mele. Se vede bine camera, gen, sau e un pic mai întunecat decât de obicei? Se pare că nu e destulă lumină?
ceva, ceva e, ceva e, mi se pare ceva ciudat. Se vede bine, da, se vede bine, da, 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 se vede bine. Vezi, ce credeți, mă, am fost cu Cesima zilele astea în parc, ne-am plimbat cu rolele, cred că ați văzut. Jale, ești nebun, era să cadă vreo 15 ori, dar după aia m-am obișnuit, ce îmi place e că mi-am adus aminte repede cum se merge pe rolele și așa. Și am zis, dacă tot e Paștele, dacă astea, hai să facem și noi o pozică, nu știu ce, că e primăvară, era frumos afară, nu știu ce, în parc, pe acolo, până așa, e două Teo, nu e... A, 2 plus 2 ori 0, stați mă că în mintea mea 2 plus 2 ori 0 face 3, că 2 ori 0 face 1, mâncați aș gura ta, m-am dus, viețile mele știți care-i fază, eu nu mai sunt la școală, nu mai las pe mine cu astea, vai de capul meu, bă, 2 plus 2 ori 0, am zis că face 3, mâncați aș gura ta, bă, și nici măcar n-am făcut intenționat, bă, nici măcar, măcar să zici că, na, mamă, bă, în halul ăsta viețile, cine mă meditează și pe mine la mate, că e jale? Cine mă meditează la mate viețile mele că e jale, ești nebun la cap? Radical din 1? 1. Radical din 1 e 1! 2 la puterea 0, aia e 1, da, așa, zi repede, 2 plus 2 ori 2, hai că ăla e ușor, face 7. Asta am gluit, 6. Că forță, dar mintea mea 2 ori 0 egal cu 1, ce vreți mă viețile, asta e. Eu ai alege să trăiești într-o casă de 2000 de euro cu Cesima sau într-o casă de 1 milion de euro fără Cesima? Îți dai seama când aia de 2000 cu Cesima ești nebun la cap? Ce credeai? Că gata, îi trag capace lui Cesima, mă duc în aia de 1 milion? Ce te așteptai să răspund? Ce te așteptai? Ai început de la început, Jimmy? Da, și am ajuns chiar la final, deci a doua oară. Și doar că ce crezi, viața mea? Stai să închid ușa. Acum am ajuns la final la Jimmy și nu reușesc să-l termin, ești nebun, a doua oară. Stați așa, că începuse să vă povestesc și eu ceva. Deci am zis să facem niște poze, am luat camera să facem noi poze frumoase, că nu știu ce, că a venit primăvara, e prima zi frumoasă, nu știu ce, din primăvară și așa, soare frumos, cu role, nebunie. Și credeți viețile mele, mi s-a stricat, deci practic la cameră, eu am un ecran de la un display pe care văd practic ce se vede și ce zic pe cameră. Și nu mai merge, mâncați și curata, nu mai merge display-ul ăla și am practic o daia de ochi și trebuie să mă uit mai pe ochiul ăla. Și eu acum practic am camera în față, dar eu nu mă văd pe display-ul ăla, eu mă văd doar pe calculator. Deci dacă o să mă uit mai mult așa, cât vorbesc, să nu credeți că-s nebun, nu mai merge display-ul ăsta și acum nu știu ce să fac. Oricum trebuie să-mi iau și o cameră nouă, adică plănuiesc să fac asta, dar nu mă așteptam că așa repede, înțelegi? Donați, donați! Nu, viața mea! Eu mă bucur doar că sunteți aici, ce aveți? Prima dată la tine de pe live, pup, te pup, Gabriela, mă bucur că ești aici prima dată și sper să-ți placă. Asta e tot ce contează. Bună ziua, vă pup, mă, ce faceți? Desparte în silabe capsulă. Perfect. Hai că imediat, dacă e... Radical din 3 ori radical din 3 face 3. Nu? Radical din 3 ori radical din 3. Nu mă face 3. Da mă, dacă face radical din 3 la a doua, adică 3. A, mă, credeți că sunt prost? Chiar așa? Hai că forță. Eu te-l pun Nicușor cu radical, cu dalea Nicușoare, viața mea, ai luat o parătură. Te-au învățat ăștia prostii, mâncați și gura ta. Te-au luat cu numere de-astea nebune. Ai pus story pe Instagram? Am pus. Mergi la Beach Please? Bă, nu știu. Trebuie să meargă Cesima. Și nu știu dacă o să merg și eu cu ea. Dar cel mai probabil, da. Acum să vedem. Măcar pe o zi, două acolo, nu știu, vedem. Te văd cât face 5 ori, ai mă viețile, lăsați-mă cu astea, gata, că prea multă matematică strică, ești nebun la cap, gata, cât să mai, dar vreau să-mi ziceți un singur lucru, vă place thumbnail-ul sau? Ai văzut că Albert Nebună se dă la Cesi, cu ce să dăm o viața mea, că a zis că e frumoasă și a zis la început, no disrespect Teo 10, eu am și răspuns la chestia asta, bă, dar am dat și repost pe TikTok, că de acolo a plecat toată treaba, am și dat repost și în mintea mea ajungea răspunsul ăla la toată lumea, ca să se înceteze, să nu mai fie, mamă, Teo, nu știu ce, mamă, tu, beef, Teo și Albert Nebună, mamă, nu știu ce, bă, frate, dar n-a ajuns, tot se găsește, mă, unul să zică, Teo, ai văzut, mă, ce a zis Albert Nebună de Cesi, mă, ce zici de asta, ai văzut că se dă, mamă, vezi că Albert e îndrăgostit de Cesi, mamă, Teo, ce faci, frate, cu furat?
Albert Păcisima, mamă, ce faci, nu știu ce. Bă, nu știu, când, nu știu care-i faza, că orice s-ar întâmpla pe internetul ăsta și oricât ai răspunde, tot să găsește unul care, la care n-a ajuns răspunsul și tot vine și te afundă așa și e un cer de stat, nu se mai termină, știi ce zic? Și tot alergi și tot alergi ca să ajungă la toată lumea informația și tot. Nu, nu, n-ai cum. Ești nebun? Uită-te pe YouTube, how to lock Jimmy in room. Bă, frate, am reușit. Dar știi care e problema? Eu l-am închis pe ăla în cameră, dar după ce am ieșit, era pe hol în altă parte. E dublură? Ce se întâmplă? Are frați gemeni, nici nebun la cap Jimmy ăsta. Adică, pe bune. Acum, na, ce simt mai jos? Ce simt mai jos? Stă bine cu chelie? Hai că îmi stă bine dacă e. Oricum, viețile mele, dacă o țin tot așa, cred că în câțiva ani sunt direct în thumbnail-ul ăsta. Nici nebun la cap, direct Jimmy 2. Pe bune. Acum, na. Deci când faci 2 plus 2 ori 2 ne dă 2, pentru că mai întâi facem înmulțirea, îmi zice Viruna. Oh, Doamne, ce dulce e Viruna. Mulțumesc, Viruna, că ne-ai iluminat. Știam și eu doar că am făcut 2 ori 0 egal 1. Eu, da, eram proști, ce zic. Dar în rest, da. Condure Gabriela cu 25 de felicitări pentru 1 milion de abonați. Mulțumesc din suflet, Gabriela, apreciez maxim. Băi, vezi, am reușit să facem și 500k pe Instagram. Și mi se pare că m-am uitat mai devreme și aveam 501, da, exact, ia uite. Suntem aici 501, în sfârșit. Că de când ne chinuiam să facem și noi 500? De când te uiți la Rovision? Da, o să ne uităm la Rovision, cred că o să ne uităm la Dorian și, nu știu, poate și la Bogdan, reacționăm un pic, după aia îi dăm cu Jimmy și poate după aia dăm și un Stumble Guys pe la final. Că am înțeles că s-a schimbat, deci data trecută când ne-am jucat Stumble Guys, știți că era gen, trebuia să bagi niște bonuri și să dai din ruleta aia și putea să spice doar o special. Și acum am înțeles că s-a schimbat aia, mi-a lăsat voi în comentarii. Am făcut 1.05, am văzut. Creștem ușurel așa. Frumos sfârșitul live-ului trecut. Nu, nici nu mai știu cum am terminat. Mi-am amintit. Băi, viețile mele, nu mai mie mi se putea întâmpla mâncat v-aș cura voastră. Imogen cu clasicul comentariu. Viața mea Imogen. Băi, bravo încă o dată pentru ce ai făcut, frate. Multe respecte. Deci vezi, în caz că nu știți cu toții ce a făcut Imogen, a făcut săptămâna trecută 48 de ore live în continuu și a reușit să strângă aproape 30.000 de euro pentru o familie nevoiașă. Bravo, frate. Nu e chiar nevoiașă, dar s-au întâmplat niște lucruri rele și e bine să ne susținem la greu, știi? Asta e tare. Te pup, eu fac curaj și mă uit la tine. Te pup, viața mea, mă bucur mult de tot. Băi, Imogene, trebuie să te sun, viața mea, că am un clip în minte. Acum să vedem dacă ai chef, dacă vrei să ne băgăm și astea. Te sun să-ți zic și îmi zici dacă ai timp sau dacă astea și poate ne nimerim. Dar cred că e Caterinca. Prima dată vreau să vorbesc cu tine și după aia să văd dacă reușesc și celelalte. Sebi cu 10 euro, te pup, viața mea, spun la mea. Mersi mult de tot, Sebi. Bine ai venit la noi aici, frate. Mersi din suflet. Facem. Viața trebuie să te sun că implică mai mult timp de asta și trebuie să te sun să te întreb cum stai cu programul și cu astea, că mie mereu mi-a iura, gen, când e vorba să filmez ceva și durează mai mult. Gen, adică implică mai mult timp din partea celuilalt. Mi-a iurea să știi ce zic. Dar trebuie să întreb să așa și dacă e ok. Am probleme cu camera ZV-E10. Fac live pe Streamlabs și e conectat cu Camlink Elgato. Și când dau drumul la live, merge 10-20 min. Si după imi ramane imaginea blocata. Poti sa ma ajutite cu ceva, te rog. Ovidiu cu 10 membri! Ovidiu s-a întors, mâncați, tricou sexy, ai teu, fără cateringă sunt sexy. Fără cateringă, hai că forță. Hai că să înțelegi altceva. Stai așa un pic, am probleme cu camera Sony ZV-E10. Fac live pe Streamlabs și e conectat cu Camlink Elgato, da? Și când dau drumul la live, merge 10-20 de minute. Stai așa că a intrat Ronaldo peste noi în live, mâncați, ești curat. A intrat Ronaldo direct. W, asta zic, viețile, respecte multe Ovidiu, care ne bubuie de fiecare dată. Și eu îmi dau valigazum, doamnelor și domnilor, și să facem, stai așa un pic. Deci merge 10-20 de minute și după îmi rămâne imaginea blocată. Și gen, cum faci să-l repari? Îl deconectezi și îl conectezi la loc sau îl deblochezi și îl blochezi și după aia cum face? Că practic și mie mai rămâne, de fapt lui Jaime parcă i se mai întâmpla și lui Imogeni se întâmpla. Și gen deconectau și după aia conectau. Aline, ce faci, viața mea, te pup. De când n-am mai vorbit cu Aline. Băi, Aline, trebuie să mai filmăm și noi, viața mea. Denisa, mersi din suflet de membru. Mersi din suflet, bine ai venit la noi aici. Și hai că forță, bă, am tot zis că schimbăm astea, dar nu știu când e gata, mâncați-și curată. Nu știu când e gata grafica ca să o schimbăm și noi în sfârșit.
Nu știu când e gata. Nu-l văd pe Cosmin pe chat. Deci fii atent, Cosmin, când ți se deblochează asta cel mai rapid, trebuie să intri acolo la Streamlabs, să dai deactivate și activate și după aia cred că își revine. Dar nu știu după aia. Ah, da, da, exact, ai spus bine. Ah, ok. Bă, sincer, nu știu. Nu știu de ce face așa. Ai căutat pe Google, n-ai găsit, nu, nimic. Sebi cu 5 membri cadou. Sebi, ce ai făcut viața mea? Ai venit să ne bombardezi și tu? Te pup, frate, mulțumim din suflet, apreciez maxim. Mamă, vedeți că au venit membri, ești nebun la cap, 15 deja, nice. Mamă, și pup bine, să mai facem live-uri de-astea spontane, viețile mele, să mai facem așa, să nu le mai programăm dinainte, că văd că e alt vibe, e altceva, ești nebun la cap. Vezi, aia, cred că mi-a rămas un os de pește în gât, e grav. Viața mea, cred că ne-am dus, mâncați aici gura ta. Ce ai, mă, ești nebun la cap, dă-i cu un pic de pâine și cu apă. Ia miezul de la pâine, dă-i cu el și după aia cu apă. Te pup, Sebi, mersi din suflet încă o dată. Carina, te pup. Carina, cred că a donat de două ori. Carina, mulțumim mult de tot. Pui mei, astea fiind spuse, reacționăm la Eurovision. Vreau să văd și eu un da acolo pe cea, dacă sunteți de acord. Am făcut investiție de 2400 de lire și tot am probleme. Viața mea, te înțeleg perfect. Câte probleme n-am avut și eu și cu calculatoarele și cu camerele și cu aparaturi din astea. Deci, crede-mă, te înțeleg perfect. O să treacă până la urmă. Adică, na, contează să fim sănătoși, că le rezolvăm pe toate. În cel mai rău caz, vinzi ZV-ul ăla și ți-ai altă cameră, știi? Trebuie să încerci cu alt cablu din ăla HDMI. Că e posibil să fie de la cablu, nici nu știu, de la Camlink. Habar n-am, jur că nu știu. Fii atent. Vezi dacă Camlink-ul ăla e băgat în USB 3.0. Că poate e băgat într-un USB mai prost. Vezi că trebuie să existe, mă. Încearcă-le pe toate și o să se rezolve, 100%. Delia, mersi din suflet de membru. Bine ai venit la noi aici. Ovidiu cu încă un membru cadou. Te pupăm, frate, mersi din suflet. Hai să o dăm cu Eurovision. Piese după copiate episodul... 2. Hai că suntem ascultători de piese. Unul din piese copiate am crezut. De fapt eu, forță. Așa un pic să dăm aici. Bă, da, Rovion, o singură întrebare am, viața mea. Când vine marea memare că s-au făcut 100k? Comentează. Și mi-am dat și like singur, că așa facem noi. Îmi dau like peste tot. Cine mai e ca mine? Cine mai e ca mine, viețile mele? Stai așa, că nu era pusă bine asta, cum mi-am dat seama. Uite, cam așa. Facem și noi. Cine-și mai dă like peste tot ca mine? Și cred că, uite, așa facem mai bine. Nu e, mă, nu e, nu se vede așa, Teo, ce faci cu asta. Uite așa, aici? Nu, nici aici. Uite, așa, aici. Încă un membru cadou, te pun, mă. Eram la tine pe live și noi tot te susținem și sunt sigura că vei face suma de 2-5 mete, te puptăm, prima donație. Mersi mult de tot, Coxy. Mersi din suflet, frate. Mersi mult. Pardon, nu mersi, frate. Mersi, soro. Mersi, sis. Te pup, apreciez susținerea și mă bucur mult că ești aici și mă bucur că pot să fac asta. Te pup și Doamne ajută. Roses are red, violets are blue. I'm leaving this planet because of you. Păi ce faci, viața mea, din cauza mea pleci de pe planetă? Ce am făcut eu, sunt cu... Ce am făcut eu, viața mea, să te trimit afară? Dar cu ce pleci, întrebare aici, nemu, cu Elon Musk, cu ăștia? Bă, ați văzut că trebuia să se lanseze o rachetă de-asta de la SpaceX zilele astea și s-a anulat în ultimele minute? Și rămâne gen să se... Să... Ia, s-a mai întâmplat ceva, ia stați așa un pic. Deci stai așa un pic. SpaceX. Spikes? Perfect, Teo, Spikes. Uite. Deci aici trebuia să se lanseze nu știu ce rachetă de asta, Starship. Și în ultimele minute au zis hai că nu mai facem acum, facem altă dată. Și uite, deci e programată 20.04.2023, adică poimâine. Poimâine la 15.45. Deci vieții mă uitam, nu venea să cred. Erau 500.000 de oameni care așteptau să înceapă live-ul. Ești nebun la cap. Cred că cam multă lume vrea să plece după pământ, ceea ce nu știu dacă e forță. Dar, na, mie îmi place viața mea aici. Pentru seria asta, mai ales că și... Ce-a făcut Hyman?
Ce a făcut Mahaime? Ce s-a întâmplat? Mahaime avea o serie piese care seamănă, sau Coțofană în Poliția Muzicii, când punta ori de câte ori artiștii de la noi, se inspirau cam mult de la alte piese. De-aia da, chiar Mahaime, de ce nu și-a mai făcut? Bă, de ce nu mai face clipuri Mahaime, mă, băgați-i, spamați-l pe Mahaime să mai facă și el clipuri, ești nebun. Frică să nu repet și eu foarte multe melodii spuse pe clipurile lor. Dar mă gândesc că am rezolvat-o și pe asta, pentru că în clipul trecut mi-a scris... Ai cu membri, vedeți că azi nu facem dacă mă speridonez membru. Ați văzut? Dacă era, scriam în titlu. Facem altă dată. Scriți în comentarii la piese copiate, nu-mi venea să cred câte sunt. Deci clar seria asta o fac cu ajutorul vostru, ba chiar o să las comentariul fiecare persoane care a dat pontul, chiar aici pe clip. Voi continuați să-mi scrieți în comentarii piese copiate, melodii care doar seamănă, versuri copiate, traduse, sample-uri, ce vreți voi. Și să vedem ce iese. Stați auzit până de la bomba sfârșit din mall? Nu, ce s-a întâmplat, mă? S-a întâmplat, mă? O să facă cu Dodge Charger-ul. Da, mă, dar până face cu mașina să facă clipuri. Poate-l bat acum, că știți că eu sunt pe de-astea. Hai că forță. Stai așa un pic. Ia dăm așa mare atenție la așa, 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 stai așa, două secunde, răspund la un mesaj. Așa, gata. Au pus așa bombă în mall. Ia mă, bombă în mall. Da, mă, alertă cu bombă la Mega Mall București, what? Sper să nu apară ceva Veneția, cum i-a apărut lui Imogen, dacă știți. Hai că forță, Doamne ferește. Amenințare cu bombă la un mall din capitală. Autoritățile din capitală au intervenit luni seara după ce au primit o alertă cu bombă care vizează așa. Apelul la 112 care anunță amplasarea unui dispozitiv exploziv care a venit în jurul orei 22. Astăzi 17 aprilie în orul 22, așa... Doamne, dar cine mă ești nebun la cap dispozitiv exploziv? La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție. De asemenea, sunt prezenți specialiști pirotehnici pentru efectuarea de verificări. Doamne ferește, ești nebun? Dar cine, ce să avem, ce treabă să avem noi, mâncavași cura voastră? Cine să pună bombă în mall? Ce au cu noi, ești nebun la cap? Că noi și așa nu avem nicio treabă cu nimeni. Ești nebun? Ce așa noi? Copyright incoming? Nu, că n-am dat play la nimic. Tocmai de asta n-am dat play la nimic. Că știu că e cu copyright, e cu astea și ăștia și ascund vizibilitatea, gen, nu e doar copyright de monetizare, știi? Dar vezi că e știre și ei strike sau copyright. Da, mă, vezi, dar nu am dat play la nimic, înțelegeți? Nu are cum să-mi dea copyright doar că am pus o poză. Și că azi avem piese copiate și de la Rava. Pardon. Azteca, Oscar, Speak, Delia și mulți alții. La Speak? Lasă vedem. Vezi să facem și noi 2000 de like-uri, putem? Putem? Nu, nu puțin, putem! A venit Putin și a dat... Ce treabă să aibă? Teo, cum se numește modelul de husă de pe story? Vieți-ne, dar chiar... Vedeți că dacă intrați la mine pe Instagram... Stați așa un pic. Vă arăt imediat. Hai că se încarcă Instagram-ul ăsta de... M-a spart. Bă, nu merge Instagram. Nu merge Instagram, mâncava și cura voastră. Hai că forță. Voiam să vă zic că dacă intrați la mine pe Instagram, vă arăt aici. Vedeți că am pus un link aici de swipe. Asta acum s-a încărcat. De frică, ești nebun la cap, de frică. Deci dacă intrați la mine pe story, MobileFox are azi la ora 19 o reducere de cea mai mare de până acum, 57%, și ține doar 77 de minute. Și trebuie să vă înscrieți pe linkul ăsta de pe Instagram, dacă l-aveți. Dacă nu l-aveți, vi-l dau direct aici. Dar doar că nu știu dacă merge, trebuie să dau copy-paste din altă parte. Și trebuie să deveniți membri ca să aveți acces la reducerea asta. Eu am pe asta, dar nu știu cum se numește. O am pe asta, Lucky, așa. Stai așa să fac ecranul mare. Stai așa un pic. Trebuie să fac ecranul mare. Uite, asta e Caterinca rău de tot. Și ce credeți? Am meci cu Chessy. Ea o are pe roz, exact aceeași, dar pe roz. Și eu am pe negru. Te bați în RXF cu Hyman. Da, viața mea, păi eu mă bat, ești nebun la cap. Am bătut toate 3 sate părăsite și 2 covoare, ești nebun la cap, adică sunt rău de tot. Stai așa un pic să vă dau link-ul. Stai așa că l-am pe undeva pe aici. Unde sunt, doamne? Stați așa un pic. Două secunde. Deci aici ăsta așa, ok, aici. Uite-l. Deci vieți-ne, ca să beneficiați de oferta asta, trebuie să deveniți membri. Uite, vă las link aici. Deci dacă intrați pe link-ul ăsta, vă înregistrați, durează... Cred că o secundă, doamne, dar ce sunt, mă, mâncați aici gura ta. Durează efectiv un minut sau ceva de genul.
și după aia primiți mesaj, vă trimite un link și după aia dacă accesați linkul respectiv, după aia vă dă, practic intrați pe site cu reducerea aia de 57, știți ce zic? Vă las aici, vă las aici link dacă vreți să, dacă vă interesează sau așa. Acum hai să continuăm cu piesele. În primul episod, Rava era acuzat că fură versuri de la Bocaseca. Acolo i-am dat dreptate, nu era așa. Omul pur și simplu și arăta respectul față de un OG al rap-ului. Bă, Rava, dar de data asta nu mai pot să te ajut. Vlad Neagu, mai faci live săptămâna asta? Da. Joi cred că mai facem live. Mi-a scris în comentarii că piesa Ravanelli e copiată după Glee de la Unknown T. După Glee de la Unknown T. Număr bani, de dau jos molarii, că sunt Ravanelli. Ați auzit și voi? Mamă, da, da, e cam același. Voi asemănarea a copiat până și i-urile alea care fac toată piesa. Ăsta e un reminder, dacă vă place seria, nu uitați de like la videoclip și subscribe așa una după alta. În felul ăsta devine seria mai mare, avem și mai multe sugestii de piese. Andrei Simon și Darken îmi spun că piesa lui Oscar Toxic și Kanye 530 au efectiv același sample, beat și că sunt copiate. Cred că am o problemă, sunt impulsiv fără motiv. Câteva inimi rupte la activ. 530 the car missing. No Câteva inimi rupte. Sunt copiate. Cred că am o problemă, sunt impulsiv fără motiv. Câteva inimi rupte la activ. 530 the car missing. No text backs or call misses. I feel like we all victims. Mă, acum ce să zic, am bate la ochi felul în care Oscar intră pe beat exact cum intră Kanye. Și ce sample, că e același beat. Bucata lui Kanye e un leak, iar sample-ul a fost luat de pe melodia Break the Fall de la Jocul cu Jimmy se numește At Dead of Night. Swish. Mai rău decât Ernest. Unde la sfârșit există partea asta. Oh baby, piesa lui Oscar, Toxic, nu se oprește aici, pentru că are și clip muzical, unde au fost copiate elemente din videoclipul lui Tyler, creatorul, A Boy Is A Gun. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Că tot am vorbit aici de Tyler, cineva în comentarii a scris că tot Oscar a tradus un vers de la Tyler, de pe piesa... Carina, mersi mult de tot de donație. Piesa Ziploc. What's the point of being... Mobil Fox e și pentru Samsung? Huse... Da, uite, Samsung. Ai toate telefoanele, ai și Huawei, ai și Xiaomi și OnePlus. Și toate de la Apple, vă dați seama. Na. Ai și pentru AirPods, lol. Hai că mă lasă să mă uit dacă e. Rich when you wake up alone. Sau cum ar spune Oscar mai pe românește, care-i scopul să ai? Sper că nu o să faci și tu la fel cu Smiley, nu viața mea. Bani când ești trist. Aici la capitolul versuri treaba. Mie îmi place gen, eu mă mai inspir și din vloguri și așa, mă mai uit în afară, văd chestii, dar nu-mi place să copiez, chiar nu-mi place. E în continuare sensibil. Nu este lumea, mi se pare că na. Una e să aduci un trend din afară și una e să aduci un clip copiat 100% din afară. Nu știu. Nu judec sau așa, Doamne ferește, fiecare face ce vrea. Eu vă zic doar că eu nu simt să fac asta și nu-mi place, gen. Canalele mă simt prost când fac asta, nu pot să trăiesc cu mine făcând asta. Muzică și Pufulete au reacționat la clipul meu, la episodul 1. Ei fac content despre muzică. Cu ocazia asta vă zic că merită să aruncați un... Are linkul la Mobil Fox, să mai dau o dată aici. Stai așa. E greu să ai idei noi în zilele de azi. Bă, într-adevăr, da. Dar... poți să adaptezi, gen, te inspiri într-o parte și poți să o adaptezi în stilul tău, adică sunt variante, nu trebuie să copiezi neapărat. Lor, ei au zis că unele dume sunt atât de accesibile pentru trepări fără și sunt atât de generale pentru stilul ăsta. Bă, mă aud bine? Vieții mei, mă aud bine sau mă aud încet rău? Ăsta e la maxim, nu? Microfonul l-am dat la maxim și am dat ăsta mai încet un pic. Ca muzical, încât n-ai cum să nu te... Bro, lasă-mi pin link-ul, hai că-l las. Gata. E bine? Ok. Repeți, cam toți cântă despre bani. Gata, am dat pin. Mei, hateri, deci dumele o se învârte în jurul acelor subiecte. Într-un fel au dreptate, duma aia lui Asteca din clipul trecut cu... Pentru Motorola nu cred.
contul bancar cât un număr de telefon. E destul de comună și poți să o repeți fără să-ți dai seama sau fără să ai intenția neapărată de a copia. Dar n-ai cum să aplici același sistem la toate versurile. Unele sunt mai iconice și le poți recunoaște ușor, cum a fost versul lui Tyler de mai devreme. Dar având în vedere că partea lui Oscar era de pe un freestyle unde instrumentalul are același sample cu cel din piesa lui Tyler, mă gândesc că poate a făcut-o ca referință. E un cold opener destul de cunoscut dacă asculti rap trap din state. Tot din comentarii, XCoco a spus că Oscar are un vers foarte asemănător cu un vers de la Playboy Carti. Oscar zice: cea mai bună prietenă, nu suntem un cuplu. Cea mai bună prietenă, nu suntem un cuplu. Iar Playboy Carti pe Sky spune: și my best friend, l-am menționat pe Azteca mai devreme, așa că o să continuăm cu el. Dogo a scris în comentarii că Azteca a scăpat prea ușor cu piesa Relație cu bancnotele, copiată bineînțeles după Young Thug cu Future Relationship. Am o relație cu toate bancnotele, cred că m-am îndrăgostit iar de ele. I'm in a relationship with you, know my baby. Mamă, era pe vremea când ascultam tot ce apărea în afară, trafic, nebun la cap. Am avut tot o perioadă de-asta în care eram fan de atunci, de când a adus Migos-ul, practic, wave-ul ăsta, știi, de mumble rap. Atunci, cu trap, cu astea, Migos, Future, Young Thug. Dar după aia, mi s-a luat. Și nu mă îndoiesc că a copiat flow-ul. Acum, un afro, un aia, știi ce zic, despleacă umorul, așa, bam, bam, bam. De acolo, pe refren, dar parcă am murit toată cu haime de treaba asta la el pe live. Așa, într-o noapte. Restul piesei nu seamănă. 29 Records ne spune că Azteca Expensive Taste are două flow-uri și strofă și refren. Presim că o să facă și Rovion regl... Viața mea, noi degeaba vorbim de piesa cu Smiley. Trebuie să ajungem la o sumă imensă, ești nebun la cap, ca să facem chestia luate asta. Adică, na, nici nu știm dacă o să ajungem până la urmă. Adică rămâne de văzut ce-o vrea Dumnezeu. De la Young Ads, press the button. Rolling in the crib, yeah, just me and my dude, yeah. He was gonna bring the Susie, don't like how it shoots, yeah. Am expensive taste, yeah, o singură femeie. Urmează să achiziționez a doua casă, hell yeah. Mamă, nici nu mai trebuie să zic ceva, e evident. A căutat până și un type beat asemănător cu piesa originală. Întrebarea e de ce nu a lansat-o ca remix, pentru că în trecut asta făcea: Molly remix, House remix, Never Recover remix. Mi-a scris și de Nephew că e copiată, dar Azteca, dând credite piesei originale punând titlul Nephew, face evidentă trimiterea la Nephew a lui Smoke Purp. Deci e tot un fel de remix. Așa cum și Ian a pus titlul piesei ADN după piesa lui Kendrick, DNA. Și Ian și Azteca au luat flow-uri de pe piesele mamă. La fel, tot Ian și Azteca cu piesa Oșii, făcută după a lui Ronnie J. Au același nume, deci tot au dat credite cumva. De ce trebuie să faci neapărat cu el? Că așa am doresc eu. N-am nicio problemă tot timpul cu ai mei. Bă, acum din punctul meu de vedere, variantele... Am postat Jimmy acum? Nephew și Oșii de la Azteca și Ian sună mult mai bine decât alea originale. Mă, dar cum să copieze Ian de la Five Gang? În colabul Aerozen cu Ian, numit special Hulk... Două fete în capul meu, dați cu a treia de mână. Ian are un da, flow care pare prea inspirat din piesa VIP de la Five Gang. Am un glow, ea un scos, să-mi roba pe sub pământ. Îți dau schiful pe YouTube, citiți comentarii râs. Mă știi după mers, cobor dintr-un mers. Cel mai mare VIP, hey! Mă vezi cum strălucesc. S-a făcut până și un remix în care putem vedea mai bine asemănarea. Mă știi după mers, cobor dintr-un mers. Cel mai mare VIP, mă vezi cum strălucesc. Ne întoarcem la Oscar, unde David Negulescu mi-a scris că Oscar Anturaj e copiată după Future No Charge. Mai exact, a copiat flow-ul de la început, iar versurile cu Anturajul se bazează pe aceeași idee. Droguri multe, fraze reale la mine în anturaj. Droguri multe, fraze reale la mine în anturaj. Drug dealers and strippers, they in my entourage. Drug dealers and strippers, they in my entourage. Cred că ați observat și voi în ultimii 2 ani o tendință de a face remake-uri la piesele populare vechi. Trendul ăsta a ajuns și la noi. Nu primești copyright pentru că a lăsat foarte puțin părțile alea de muzică. Dar știi? Aici vor... Sau... Nu mă, nu e copyright aici. Vorbim de case mai mari, de cele mai multe ori artiștii se înțeleg la procente. Cedează drepturi de autor pe piesele respective, așa că nu putem spune că se copiază unii pe alții. Așa a făcut și Delia cu ultima melodie, Lololo. Lo, 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 lole, când apare soarele, ies pe plajă, fetele. Care nu este altceva decât un remake al melodiei Fata de pe plajă din 1991 de la trupa Azur. Lololo, lo, lo, lole, când apare soarele, ies pe plajă, fetele. Partea proastă e că publicul Deliei de radio și TV o să creadă că Delia e autoarea piesei. Partea și mai proastă e că nici măcar varianta celor de la Azur nu e originală și ei au copiat de la niște arabi, piesă care a apărut cu un an înainte. Lo, 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 lo,
Mamă, namă. Tia Adams, o altă artistă, a copiat așa pe față un cântec clasic grecesc și nu a trecut neobservat. Elena Daniela pe unul mi-a scris în comentarii: acum aruncă-mă și prinde-mă într-un sărut din care de gine de mamă, bro, eu știu piesa asta. Hai, viesile mele, hai, încă o dată. Continuând melodia nașpa de la Rareș, nu e altceva decât o variantă nașpa și copiată după Bastard de la Glaive. Nu vrei să mă mai vezi și poate de asta. A stat unul nostru și s-a gândit: oare cu ce să înlocuiesc Bastard? Da, dar știi care-i faza? Multe din piesele astea sunt făcute de producători, neapărat de artiști. Să meargă. Cu nașpa. Acum adică, să dăm un exemplu în care pare că artiști din afară au copiat de la noi. Claudiu Underline 678 ne spune că Princess Nokia a copiat flow-ul de pe piesa lui Killa Phonic și Nane, Haolo. Haolo, no, bag one, go, spart toți banii pe curul tău. Continuăm tot cu Nane. SPVC 022 a scris de piesa Tanker. Vreau doar să-i mulțesc, să-i număr până mă plictisesc. Unde flow-ul e copiat după Move That Dope de la Future. Trecem mai departe și am ajuns la Speak. O să creadă omul ăsta că am ceva cu el, dar... Geo Pavel și Din Cabina au comentat că Speak a mai copiat în trecut de la Lucas Graham. Mai exact, melodia lui Speak, Beat Dimineața, a avut ca model Lucas Graham, Drunk in the Morning. A copiat și titlul, nici nu s-a ferit. Și pe la versuri a umblat puțin. Lucas Graham are o întrebare, la fel și Speak are o întrebare, destul de similară. Antonia ne spune de Ian, Lumea Asta și Irina Rimes, Perfectul Imperfect. Asta a fost destul de ciudată, nu mă așteptam, pentru că cele două piese folosesc același sample pe instrumental, iar beat-urile sunt făcute de producători diferiți. Deci ai văzut aia cu Teo, Maestru Metamorfozei cu Samurai Jack? Cred că l-am văzut, e făcut de Rovion în ultima mare memoare, nu? Probabil au făcut rost de sample pack-ul ăla de pe undeva și asta a ieșit. Ce pula mea caut aici în lumea asta? Ori sunt eu ne întoarcem la Teo. Ne întoarcem la Teo Trandafir, la Teo Rose, care a mai fost prezent Teo în set. Teo Trandafir. E asta. Bă, Teo Trandafir și Teo Rose, care se traduce Teo Trandafir. Bă, eu acum mi-am dat seama, mâncați aici gura ta. E Inception de la mâncați aici gura ta? Bă, stați așa un pic. Deci Teo Trandafir... Care-i Teo Trandafir, da? Și nu e cu TH, asta e. Și Teo Rose, care se trage Teo Trandafir. Băi, oh, ești nebun la cap? Bro, eu n-am realizat asta până acum. Da, în episodul trecut. Atunci copia o melodie... Glitch în Matrix! În arabă. Acum Ruben Eliade ne zice că Teo Rose, ziua ta cu bere gratis. Așa a zis și unchiul Velea la ăla cu Airsoft. Da mă, da, nu a zis că gen își dorea să ajungă la Teo Trandafir, își dorea piesă cu Teo Rose și a ajuns la, să facă un vlog cu mine. Bă, e tare rău de tot Alexandru, am râs maxim cu el, maxim, vreau să mai filmez cu el, e prea show, prea Caterinca. La Jimmy ai murit și mai ai încă șansă. La Jimmy poți să încerci de câte ori vrei, puiu. Dar, na, până-ți iese, știi? Poți să încerci și de 1000 de ori dacă vrei, pentru că nu ai un timp limită sau așa. Mamă, nu are nicio treabă, mă, că s-a auzit o înjurătură pe piesă. Nu are treabă cu monetizare sau cu astea. E copiată după Clean Bandit Symphony. Yeah. Mai exact partea asta. Și nu uita că ziua ta e când iubești. N-ai mai făcut reacție cu videoclipul ăsta și aseară? Când am făcut eu live aseară în viața, mă confuz cu cine? Mă confuz cu Aimen sau cu cine? Bro, de ce mă confundați cu altcineva aici? Eu pun la cap să mănânc așa rău? Bă, fără Caterinca, semăn cu Aimen?
N-ai mai făcut reacție și aseară, și aseară n-am făcut live. Bă, seamă cu haime fără Caterinca. Puțin la barbă, mor, ai greșit live-ul, pe bune, ai greșit live-ul. Hai, mă, n-am făcut pe aia, zic. La barbă, la tatuaje. Bă, nu prea mi se pare că semănăm, ești nebun. El e brunet, eu sunt și aten, adică, na. Dar ce-a slăbit, hai, mă. Unul la unul. Urmă. Continuăm cu Victoraș, care ne-a dat două exemple. Primul e mai vechi, așa? E unul pe TikTok care pune live-uri vechi de la alții. Bă, frate, eu i-am mai scris lui omul ăla de câteva ori. Dacă nu încetează, o să vin cu copyright-ul peste el, că pot să fac de la claim. E ciudat când se repostează un material de ăsta aiurea pentru beneficiul altuia. Continuăm cu Victoraș, care ne-a dat două exemple. Primul e mai vechi, așa, e beat-ul de la Billy, colaborarea lui Amuli, Abi și Pârni, care ar fi produs beat-ul. Dar după ce am ascultat și ce vremuri, ești nebun. Sau originală în rusă, pare că doar a reprodus beat-ul. S-au dat pic. Era unul aseară pe live-ul lui Ivan și zicea: Teo, ce faci fără Caterinca? Bă, dar nu mi se pare că se mărnăm, ești nebun la joc. Un magazin Gucci, Sankt Peterburg. Al doilea exemplu din comentariul lui Victoraș e Bere Cat cu Top, care a copiat flow-ul de la Hazy Packs and Potions. Am ieșit să mă fac cu lume, ascultăm Adrian Minune, nu punem presco. Am ieșit să mă fac cu lume, ascultăm Adrian Minune, foarte rău. Să aveți, facem și noi 3000 de like-uri, că 100% putem, suntem 2900 aproape. Dacă dă toată lumea like, facem 3000 și, deci peste 3000. Pe cine? Vedem, să ieșim în lume, ascultăm Adrian Minune. Ce tare. Și ăsta a fost episodul Teo, dar dacă am deja cont de mobil, Fox mai pun la reducerea, da, viața aia. Păi dacă ești deja, dacă ai deja membru la ei pe site, primești automat gen când e reducerea la 7. A, viața, vedeți că în 8 minute e pornește reducerea asta mare gen. Înscrieți-vă aici, deveniți membru ca să primiți mesaj acolo. Și gen aveți dreptul 77 de minute să vă comandați. Doi din seria piese copiate. Dacă am bătut câmpii pe undeva sau nu vi s-au părut unele piese copiate, ne găsim în comentarii, dezbatem, vorbim și în același timp vă aștept cu noi exemple de piese copiate. Versuri. La ce mai reacționăm? La ce mai reacționăm? Ziceți. Deci avem așa, mai avem, a mai postat Bogdan, a postat Dorian, s-au stricat stelele din gele plus cum am reparat janta și nu știu la cine... Îmi ziceați că Jimmy a postat, dar n-a postat. Stai așa un pic. Începe un sondaj. La ce reacționez? Și dăm așa. Dorian Ibum, întreabă-ți. Am pus sondaj. A postat Shelly? Ce a postat Shelly, mă? Și el i-a postat acum 6 zile, mă, minte-mă frumos, l-a văzut toată lumea aici, nebun, la ce să mai reacționăm? La clipul tău cu Velea, cum ar fi viața mea să reacționez la clipurile mele, la mine pe live, să reacționez la clipurile mele aici, nebun, la cap? Cum ar fi? Cum ar fi? Acum a postat Shelly? Bă, mă, luați la mișto, mă! Mă luați la mișto? Și el i-a postat acum 2 minute. Păi și de ce nu mi-apare, mă? A, uite-l, bă! Uite-l! Cu primii YouTuber români. Gata, viața mea! Gata, a postat acum viața mea. Minte, mă, frumos, capitanii echipelor ca și gata, mă, asta zic. Drăcea și Costi Max, toți oamenii care sunt astăzi invitați, au în comun următorul lucru. Sunt printre primii YouTuberi din România. Sunt cei mai OG dintre OG YouTuberului românesc. Sunt oamenii care au făcut pionierat în YouTube-ul românesc. Deci pe când făceau oamenii ăștia YouTube, eu vă spun sincer că nu știam ce-i ăla YouTube, dar ei făceau conținut pe YouTube. Respecte multe, rău de tot. Și am onoarea să vi prezint Bianca Adam Tequila.
care mi-a făcut promovare pe 70 de lei, să se știe, să se noteze. Tudi Popa, doamnelor și domnilor, de cât timp nu l-ați mai văzut într-un episod pe undeva, Tudi Popa, fraților, este astăzi alături de noi, a venit direct de la Cluj. Trebuia să se reunească forțele. De la sector 7, Raul Gheba. Cine se uita la sector 7 până 2012-2013? Oricum, vă spun sincer, cel mai mult îmi place când suntem live și se postează atunci ceva. Deci am prins asta de câteva ori și cu Life of Luxury am prins asta de câteva ori. Și cu oameni de la noi am prins. Mi se pare cel mai tare, ești nebun la cap. 2012 sau 2013, când ați început? Nu, la Mobile Fox nu e un cod, trebuie doar să devii membru ca să primești SMS cu Blink pentru reducerea asta mare de 57%. Din mai înainte, 2008-2009. Mamă, deci tu ești cel mai veteran de aici. Iar nici nu era YouTube încă. Da, când postau ei, fără mișto, ei postau, nu postau pe YouTube, postau pe altceva. Deci ai poză cu Jimmy, că o să ne jucăm Jimmy. Prin poștă trimiteam. Și Cuza de la Noaptea Târziu. Salutare. Care n-au început chiar în 2012-2011, dar în 2015-2014, când ați apărut voi, ne-ați luat pe toți așa, ne-ați luat pe lateral direct. Eu nu știu ce să zic acum. Vorbește numele tău. Deci când au scos cu Sunt un cocarar. A, bine, dar asta a fost mai târziu, nu? Bă, în 6 luni. Așa? Au avut cea mai explozivă creștere pentru perioada aia, de departe. Regulile știți deja, așa că o să începem cu... Hai să vedem, Costi, cu cine te-ai bătut în episodul de astăzi. Am fost amenințat de niște trepări că vor să mă bată. Poți să înțeleg. Aolo. Eu zic că este fals. Unde erați? Voi? Azi. Mai... Știți de ce? Pentru că Costi se are bine gen cu de mesaje. De mesaje. Alex, te pup, bro. Mersi mult de tot de membru. De rău? Nu de rău, am făcut o glumă gen. De mai mult? Da, da. Și ei au făcut toți un grup și ți-au trimis ei același mesaj. Nu, ei sunt un grup. Aha. Te-ai luat de mafia? Da. Și atrabens? Și atrabens? Nu? Nu, poștea a rezolvat. Ăștia m-au bătut. Să-mi vine acum. Ăștia m-au bătut. Ce glumă ai făcut? Nu zi numele, dar care era gluma? Să vedem cât de răutăcioasă era. Păi am dat-o așa că sunt mai... N-am zis terminați, am zis altfel. Acum ai zis. Mesajul mai ai? Mesajul de la ei? Da. Dar tu știi că acum un prezentator de podcast trebuie să fie dar nu am zis, mă, obiectiv. Invitatul adică... a dat o săgeată și eu l-am aprobat. Asta s-a întâmplat. Aha. Păi și de ce a venit către tine și nu către invitat? Păi cred că a dat și ăla. Nu, că ăla eram bif deja. Cum ți-ai dat tu seama că urmează să te bată sau că vor să te bată? Ce urmează să te bată? Pun acum un story pe Instagram, de-aia sunt un pic atent în telefon. După aia, oricum eu ascult, să știți. Un pic mai tare, vrei să dau un pic mai tare? E la maxim. Nu știu cum să-l dau mai tare, e bun. Și mic și știu și unde filmezi ale. Enso, nu. Eu zic că 100% este fals. Serios, să ce am zis? Voi vieți fals sau adevărat? Fals sau adevărat? Uite, fals, zici și nimic. Nu s-a concretizat. Se pare că București nu e chiar atât de mic. Când s-a întâmplat? 2 milioane de oameni. Acum 3 luni, să zic. Mi s-a blocat chat-ul. Stați așa un pic. De ce mi s-a blocat chat-ul? Vezi, mai sunteți aici? Gata, și-a revenit, gata. Nu înțeleg de ce. A fost la urbanism băiatul ăla? Nu. Stai, care m-a amenințat sau care... Nu. E cunoscut, e mare? Nu o să așa mare, nu. L-ai fi bătut dacă te-ai fi văzut unul la unul cu el? Stai, mă, că iar îi dă mesaj după filmulețul ăsta. Nu, că mi-au dat 3 mesaj. Așa. Mi-au dat 3 mesaj. Bă, vrei să zic sincer? Cu toată încrederea, la parte în parte mă bat cu toți, mă jur. Cu toți odată sau pe rând? Pe la parte în parte zic. Cu fiecare mă bat cu toți. Mă jur. Dar dacă sunt gang, mang, să nu vină cu șurie. Dar tu nu vei să ne dai numele, nu? Adică vei să o ții... Nu, secret. Dar îmi place chestia asta, că simt așa că să faci un bif, vreau să bară bătit. Dar dacă ne dai numele și punem bif? Pui bif? Nu, bif? Păi bif nu mai vrei cu bif. Michi, te pup, mersi mult de tot. Ce-mi place modul tău, te pup, Alex. Era sigur cu aia. Băi, ești nebun? Ia cum? Cum mai vrei cu bif? Dar poți să pun bif. Cu... Era sigur cu aia. Băi, ești nebun? Păi și cine era invitat la podcast? Bacovia și a zis, nu știu cum a dat-o, gen, că ăștia de cu droguri, cu nu știu ce, că din zilele noastre, că nu știu ce. Ok. Zis că da, că și mie se pare. Bun, o să punem bip, da. Nu o să se știe, deci, dar acum că voi aveți toate aceste informații, puteți dați un verdict dacă povestea... Da, mai pe bune, chiar a fost Costi amenințat de niște trapper că vor să... Așa? Eu sau zic că este... Dă mai tare volumul din OBS, e la maxim. Bă, chiar se aude încet? Vezi, se aude încet? Propoziția mi s-a părut reală, deci ca să ajutăm să nu știe. E adevărat că a pus bip? Bă, la asta m-am gândit acum, gen. Că de-aia am întrebat, știi ce zic?
Ești atât de în personaj, mai ales acolo. Că te aude bine, ok. Zici că da? Da, nici. Tu ce zici? Eu cred că minte, mă. Din ce motiv? Cred că minte, eu îl știu pe Costi. De, de la PC, păi viața mea, suntem 100. Calculat, nu îl scapă și mai ăla ți mai și montează. Și Bacovei, băia bunicii nu s-ar fi dat cineva. Și un băiat care își înțelege sensul cuvintelor. Bun, hai cu mine. Nu, eu zic că... Eu mai protestez, nu mai viața aia m-am cumintit. Suntem doi, suntem doi la unu, eu merg pe majoritate, e fals. Băi, vezi să i-am uitat să vă povestesc ceva, mâncam aici cu voastră, fiți atenți. Deci am fost azi până la supermarket să iau pâine, știi, să mâncăm eu și Jesse. Și mă uitam acolo că mi-a zis să-i mai iau niște bomboane, Jesse mie, și le căutam pe acolo, până raf, știi ce zic? Și vine, bă, apare gen un puști de nicăieri, gen cred că aveam, nici nu știu, vreo 12-13 ani, ceva de genul. Apare de nicăieri și vine direct, bă, apare, mâncați aici gurata, m-am uitat în dreapta și a apărut de pe alt raion, salut, eu puteți să facem un poză direct. Bă, direct în mers, mâncați aici gurata, deci a fost ceva de genul ăsta. Deci eu eram aici pe scaun, da? Și apare dintr-o dată... Salut, eu putem să facem o poză? Bă, direct, nu mi-a dat niciun moment să respir, să-l văd, să observ, să mă gândesc, să nimic. Și îi zic eu, da, puiule, hai să facem. Și face și că, da, n-am telefon. Și zic, păi și ce facem? Și face, păi nu știu. Și le întreb, hai, de fapt îi zic, hai să facem o poză și ți-o trimim pe Instagram, gen. Păi n-am Instagram. Și face, după aia le întreb, păi și ce facem? Face, păi nu știu, ai Snap? Și face... Eu n-am Snapchat, n-am folosit în viața mea Snapchat, nu mi-a plăcut niciodată aplicația aia. Și, păi și ce facem? Și el văzuse că se întristase, gen, că a realizat că poate, nu putem, gen, și l-a întrebat la un moment dat, ai Facebook? Și face, da, și am rezolvat pe Facebook, mă, ca să vedeți, ești nebun la cap, dintre toate aplicațiile posibile, am rezolvat pe Facebook, ești nebun la cap, cea mai puțin utilizată aplicație de ziua de azi, ești nebun la cap. Dar oricum, a fost show, ești nebun, chiar a fost show. Și ce credeți? Acum vreo două săptămâni, deci atunci am leșinat, mâncați aici gurata. Am leșinat de râs de față cu el. Bă, de față cu el am leșinat de râs, mâncați aici gurata. Deci tot așa, tot în supermarket eram, dar eram cu Jesse de data asta, știi? Doar că Jesse s-a dus să se uite după ceva și ne-am împărțit. Eu m-am dus după altceva, ea după altceva. Și tot am văzut că erau doi puși, se uitau așa pe mine. Și am zis, mamă, fii atent că mi-au bătaie azi, ești nebun la cap, dar de fapt ei, după aia am văzut că au venit să facem poză. Și ce credeți, mă, cavașcura voastră? Bro, parcă ieri ai fost galben la păr, acum ești negru. Terminați-mă, nu era Ernest din ochii din umbră, nu era, mă, ești nebun la cap. Fiți atenți, mă. Deci cum stăteam eu acolo, nici nu mai știu după ce mă uitam după suc, nu, nici nu mai știu. Și apar acești indivizi, dar am zis că vor să mă bată, dar de fapt apar. Și vedeam că e emoționat și zicea, Teo, putem să facem o poză, nu știu, și a zis, da, nicio problemă. După care îi dă telefonul celuilalt băiat, ne face poză. Și după aia, gen, stătea și eu stăteam, gen, așteptam să văd ce mai zice sau așa. Și nu zicea nimeni nimic și era un moment de ăla, de ne uitam unii la alții. Și zic, eram așa. După care ți-am trimis edit pe Instagram ceva, nume Luca, mă uit după aia. Fiți atenți, după care îmi zice, Teo, te urmăresc și te apreciez mult, chiar ești tare rău de tot uneori. Mi-a zis, ești tare rău de tot uneori sau ești tare rău de tot câteodată. Mi-a zis, bă, m-a buvnit râsul mâncava și cura voastră de față cu el acolo, m-a buvnit mare râs și a avut ceva gen câteodată și m-a buvnit râsul. Și după aia a realizat și el, dar n-a zis nimic, bă, n-a zis nimic, m-a lăsat așa, că eu gen la modul am râs, na, și am repetat și mă așteptam să zic că nu, am greșit, nu știu ce, mereu, gen la modul ăsta, ca să se scoată să mă simt eu prost, ce zic. Și după aia nu mai știe nimic și a zâmbit și el și așa. Și așa m-a lăsat, că sunt tare rog totodată. Așa s-a încheiat conversația și a plecat. Și eu am râs, dar după aia știți cum e. Mi-am pus semne de întrebare. De ce doar câteodată? Ce fac? Ești nebun la cap, dar nu mai sunt. Mamă, și încep jocul de la început iară că nu mai... Stați așa că Luca nu înțelege ce facem live-ul ăsta. Mucava și gura voastră mă întreabă. Păi și încep jocul de la început iară că nu mai înțeleg. Deci viața mea, fii atent, ascultă-mă.
Mamă, cât de tare e. Râd rău de tot, ești de până, că nu am mai râs așa pe live de mult. Deci, Lucas, fii atent, viața mea. Noi am început jocul ăsta, Jimmy, acum vreo 4 live-uri. Nu l-am terminat, am jucat jumate. Ultima dată am ajuns la final și noi acum facem finalul, că n-am reușit să-l terminăm, înțelegi? Că nu înțelegeam, mă, Luca, trebuie să-i explicăm. Da, asta este. Câteodată sunt tare, dar nu vă zic mâncava-și gura voastră, nu vă zic, bă, și vă jur, aici am fac cruce. Aici am fac cruce, mâncava-și gura voastră, că nu exagerez și nu mint. Deci ați zice că exagerez și înțeleg perfect, că și eu aș zice din afară, bă, ăsta deja mintele inventează. Dar mâncava-și gura voastră, eram în Park Lake odată, eram cu Cesima. Și eram cu ea la shopping și știți cum e, că fetele stau să uită, să nu știu ce, să probează. Și am lăsat-o în Berșca acolo, ea să se ducă înainte, că... Gen, au venit la un moment dat doi puși să facă, să facem poză, gen, care nu erau mici, gen, erau mari, cred că aveau 18 ani, ceva de genul. Și le-am zis, da, nu e nicio problemă, facem. Și dacă tot nu voiau să facă poză cu Cesima și m-au întrebat doar pe mine, Cesima a luat-o înainte să se uite acolo, că oricum avea de stat, avea de probat, avea să se uite, știți cum e, știți cum e. După care, am făcut poză, am mai vorbit un pic, i-am salutat. După care dau să mă duc spre Berșca, unde era Cesima, știți ce zic? Bă, și dintr-o dată aud în spate Madalin! Madalin! Era o fată mică, mâncați aici gura ta, cred că avea vreo 6-7 ani, ceva de genul. Madalin! Madalin! Și eu m-am speriat, nu știam pe cine strică. Ce are, doamne, fata? S-a pierdut fata asta, îl caută pe frasul care îl cheamă Madalin, nu știu ce. Când mă întorc, mâncați aici gura ta, ea venea la mine. Bă, ea venea la mine și credea că-s Madalin Șerban, mâncava aici gura voastră. A crezut că-s Madalin Șerban și știi care e problema? Că eu m-am întors și m-a văzut. Și eu i-am zis, eu? Și face, da, Madalin, hai să facem o poză. Și i-am zis, puiul meu, eu nu sunt Madalin. Și se blochează și se uită la mine așa. Și tot am făcut poză cumva, că n-am mai zis nimeni nimic, s-a pus lângă mine, a venit maică, s-a ne-a făcut poză și aia a fost. Deci ea, cred că se laudă și acum care poză cu Madalin, dar de fapt eu sunt un Madalin fake, mâncați aici gurată, eu sunt Teo, mâncați aici gurată. Și a venit femeia, că te-a recunoscut, că nu știi, și a zis, doamnă, nu sunt eu ăsta de mare cunoscut, eu sunt altcineva. Eu nu sunt Madalin, pe mine nu mă cheamă Madalin. Și după aia a făcut și ea. Și după aia a plecat, deci nimeni nu m-a băgat în seamă, mâncați-i jurat. Deci bă, din spate de acolo m-am și speriat. Deci a venit, era ceva de genul, eu eram așa, mergeam. Și din spate, băi, Madalin! Madalin! Și m-am întors și mă așteptam că... Țineți minte că v-am mai povestit odată, când stăteam la apartamentul vechi, că m-a lăsat odată Madalin în fața blocului, gen, m-a lăsat în fața blocului. Și ce credeți? Probabil au văzut copiii Mustangul lui Madalin. Știi ce zic? Acum Dumnezeu să ierte Mustangul ăla, că am văzut că e jale, din păcate. Asta este, se întâmplă și de astea, n-avem ce să facem. Și m-a lăsat acolo, după care a plecat. Și cum am intrat, mâncați aici gura ta pe la barieră pe acolo, eu să mă duc acasă. Intram în complex și în mijlocul complexului era un parc și erau niște copii care văzuseră mașina lui Madalin. Și tot așa, mâncați aici gura ta. Tot așa. Niște copii, bă, niște copii mai mulți. Deci nu doar o fetiță, dar cu o fetiță în fața lor, cumva lider de grup, cum ar veni, știi? Tot așa, mâncați aici gura ta. Madalin! 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 Și știi care-i faza? Că eu veneam din față, gen, nu eram cu spatele, eu veneam așa. Și ea venea așa spre mine, știi ce zic? Și ia uite-o, mâncați aici gura ta cum faci. Bă, vă jur că nu exagerez și că nu mint. Fiți atenți cum faci. Deci, imaginați-vă că eu sunt mult mai departe, gen. Știi ce zic? Și vine Madalin! 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 Când ajungem mai aproape și mă vede că nu sunt Madalin, reacția aia... Deci Madalin! Tu zici că l-am văzut, bă, ești nebun la cap, zici că l-am văzut direct, bă, nici nu știu pe cine să zic, bă, dracu, ești nebun la cap. Tu îți dai seama, mă dai, mă dai! Și ce era să fac? Să intru în depresie acum, să fiu supărat? Am râs, îți dai seama, am râs, că doar nu suntem supărați acum așa. Bă, mâncava-și cura voastră. Oare ce ori zice vecinii? N-au treabă, mă, viețile mele, n-au treabă. Da, a fost tare. Madalin. Da, mă, da, deci ca să vedeți. Deci, vă jur că ce v-am povestit acum nu e nimic exagerat. Bă, nimic, exact așa s-a întâmplat. Că vă zic când mai exagerez și când astea, n-am las. Dar, na, ce să facem? Povești și povești, frate. Veridic final fals? Da. Cum e, Costi?
E fals. Bă, ești de bun, ce bine ai. Nu zice, mă, Costi, e băia salon. Da, și da, să zic și e super de bun. Nici Bacovia nu se apuca să arunce. Am zis și numele greșit, Bacovia. Cel mai liniștit l-am dat să mă arunc. Da, de voie că Bacovia chiar e cel mai cuminte. Nu că cuminte, cel mai politicos, cel mai cu... Bă, dar cât de bine minte, bă. Da, minte, minte. Are episoade activ, mă. Merge mai departe la domnul... Stai mai, Rafal! Am zis și numele greșit, Bacovia, cel mai liniștit l-am dat să mă arunc. Da, adevărat că Bacovia chiar e cel mai cuminte. Era fals, mă, m-am zis. Cel mai politicos, cel mai cu... Bă, dacă de bine... Vecinii sunt și ei pe ala, mai că da. Minte, bă. Bă, nu, dar nu cred că am vecini, mâncava și croas. Chiar nu cred că am vecini. Da, minte, minte. Are episoade activ, mă. Merge mai departe la domnul Raul Gheba. Ia să vedem aici, aici. Era să mor într-o mașină condusă de un orb. Mamă. Era să mor într-o mașină condusă de un orb, bro. Deci doar după poveste aș zice că e fals. Dar nu trebuie să judecăm de la început. Cum a fost el? Așa. Tu okay. Ai știut că te urci în mașina condusă de un orb? M-am urcat voluntar. Cum avea permis orbul? Nu știu dacă avea permis. Citea indicatoarele, știi? Da. Cobora și punea mâna sau? Da. Unde e? Eram pe o bucată de pământ care acum este autostrada a 3, dar atunci nu era asfaltată, era doar niște... Vezi să facem și noi 3500 de like-uri, putem? Un drum de pământ. Ah, ok, deci nu era pe stradă, pe... Nu, nu, era dar pe un drum era închis. Un drum, da. Închis, nu era, da, un șantier în lucru. Era un șantier în lucru, da, și am intrat pe el. Unde vă duceați? Nu ne duceam nicăieri, ne duceam... motivul pentru care eram în mașină cu orb e că acest orb, pasiunea lui era să conducă și... Din start e o problemă, da. Adică... Bro... Și, eu știu că asta urmărește-ți în viață pasiune, dar... Era să mor într-o mașină condusă de un orb. Unele... Poate s-a întâmplat într-un unele orb, nu, nu poți să urmărești cum e. Și voia să bată recordul de viteză pentru România... Vedeți că a început reducerea pe Mobil Fox, aveți link-ul în comentariu fixat. Cu un orb la volan. Recordul mondial e undeva pe la 180 sau ce mai asta. Dar de ce se dă, de ce se dă record pentru așa ceva? Dar nu știi și regal, adică... Crede-mă, în retrospectivă mă gândesc și eu, este, n-are niciun sens nimic. Cine l-a învățat să conducă? Era o asociație la... Asociația să conducă orbii. Asociația orbilor conducători. El avea în dreapta un tip care el îi făcea, îi zicea corecție dreapta, corecție stânga. Și el practic mergea linie dreaptă, okay. Făcea un fel de drifting cumva. Adică da. Linie dreaptă făcea un fel de drifting. Nu de drifting, de cum zice la ăla? Liniuțe. Liniuțe, da. Cum și zice, tu ce căutai cu el în mașină? Eu eram în calitate de jurnalist, voiam să fac un reportaj despre chestia asta. Pe orbi care conduc. Și eu mai ieșit reportajul. Bă, a ieșit. Faza era că chiar era să murim, pentru că la un moment dat, între sensurile alea de pământ, era un șanț săpat așa și cumva pe la 120 la oră, apropo, eram într-un seria 6 de capotabil. Bine, bun. Bine, orbu. Da. El nu știa dacă e 6 sau 5, da. Și am sărit peste șanțul ăla așa, pac, și după aia a pus frână și ne-am... Dar vă întreb așa, tu te-ai urcat cu noi, Bravoran? Bă, cred că da. Da? Pus cine a dus mașina acolo? De la o reprezentanță BMW am luat-o. Da. A fost o cine colegă. Cine a condus-o până acolo? Ia vedeți, mâncavași, cura voastră. Ce poză primesc. Ia uitați-l pe al vostru, mâncați și curat. Ia uitați-l, mă. Na. Mai ziceți ceva. Mai ziceți ceva. Cum mă, la 8 începe reducerea? Că m-au anunțat că la 7. Teo, la 9 începe reducerea. Bă, voi... A, mă trolează, am înțeles. La forță, hai că s-a închis ăsta. Hai, cred, da. Tipul la de la reprezentanța BMW. Care, cu mare drag, a dat mașina lui de reprezentanță și a zis, uite, pentru domnul Orb. Da. Ok, dați verdictul. Da, nu, e fals. Bă, foarte complexă poveste. Da, dar mă gândesc, vine aia de la reprezentanță să... Uitați-mi și eu pe domnul ăsta Orb, ar vrea să întreacă un record acum, dacă gândesc, cum să nu, domnul, da, ai să merg? Seria 6 asta de capotabil, e bun? Bun, deci mergeți pe fals. Bă, de ce te uiți așa în dreapta unor? Că acolo am chat-ul. Acolo am chat-ul. Deci când mă uit așa, am chat-ul. Când mă uit așa, vorbesc cu voi, gen, și am ceva să vă zic și nu trebuie să mă uit pe chat. Când mă uit așa, trebuie să mă văd pe mine. Când mă uit așa, mă joc sau reacționez, chat, mă uit, mă joc sau reacționez, mă uit la mine, vorbesc cu voi. Chat, reacționez sau mă joc, mă uit la mine, vorbesc cu voi. Chat, s-a înțeles, da? Cum ai ajuns tu să faci reportajul ăsta? Cum ai aflat tu că, bă, orbul ăsta vrea să bată recordul, mă duc eu să-i... M-a sunat o colegă din redacție care avea subiect. Putem să jucăm, azi nu, dar o să jucăm 5M pe unul din live-urile următoare.
E un fel de mini-nasare Teo acolo. Păi bă, am trei ecrane și mai trebuie să-mi pun unul. Am tot evitat să-l pun, dar o să-l pun. Vreți să ne mai jucăm 5M? Vreți să ne mai jucăm 5M? Pe unul din, live-urile viitoare? Sau VR? Subiectul ăsta și a zis vrei să vii și tu cu mine? VR da, trebuie și 5M o să ne jucăm. Vrei să iei tu subiectul ăsta dacă nu vreau să mă mașină cu un OIB? Și am zis, da, cum să nu. A, deci nici măcar nu era subiectul tău. Da, da, da. Nici măcar nu, cred că am scris eu materialul, nu. Doar eram acolo. Verdict final, băieți? Fals. Fete? Fals. De ce nu e muzică pe fundal? Mergem pe cum era ori? Este o poveste adevărată. Băi, ești nebun la cap. Bă, ce da. Bă, nene. Da. Mergem mai departe la Tudi. Hai să vedem. Șocant. E greu de bătut povestea asta. Care e și adevărată. Foarte bună. Era să fiu strivit de o roată de camion. Mi-am făcut și eu posta de pască, frate. Timp ce mă uitam după monstrul din Loch Ness. Bă, de ce nu e muzică pe fundal? Asta se întâmplă sună, în Cluj. Scuze, dar chiar sună a tine. Unde erai? Scoția, clar. Scoția. Cum se numește localitatea? Așa a început acum. Locnesul de jos. Da, da, da. Chestia asta se întâmpla acum câțiva ani. Acum cât? 3-4. Ceva deci de era să fiu strivit de o roată de camion când mă uitam adică după monstru din Locnes? Deci eu eram cu maică-mea în mașină. Așa. Și ne-am oprit lângă lac să ne uităm după monstru. Nu știu dacă ați văzut lacul, dar e foarte incredibil că e cât vezi cu ochii și are niște valuri așa mici și chiar pare că șerpuiește ceva, știi? Cumva înțeleg de ce e legenda monstrului. Ne-am oprit și am vrut să mă dau jos din mașină și Mike mi-a zis alunecă, alunecă, alunecă! Și n-am înțeles ce, m-am uitat o secundă la fața aia, am văzut-o îngrozită și am închis ușa. Și fix când am închis ușa, au trecut o roată de camion imensă, exact pe lângă. Să doar o roată. E adevărat, doar 100% e adevărat. Este de un camion. Adică nu știi de la ce a venit roata. De la un camion. Și după aia ai văzut camionul care a pierdut roata sau? După a venit șoferul pe jos, alergând jos. Ați văzut cumva o roată acolo? Nu știu, era foarte amuzat și cumva foarte, nu știu, era... Mamă, ce era să muri? Și ce... și și-a luat roata înapoi? Pare că n-a prins-o la ce viteză avea roata. Roata a căzut cumva într-un șans de lângă drum. I-a mâncat-o monstru. Probabil. Te-ai mai dat jos după aia? Da. Și tot n-ai văzut monstru? N-am văzut monstru. Deci voi erați într-o vale, gen? Nu eram într-o vale, eram chiar lângă lac. Mie mi se pare... Eu zic că e adevărat. Și eu zic că e adevărat, da. E adevărată 100%. Vedic final adevărat? Da, da, da. Și eu zic că e adevărat. Adevărat. Bă, mă, trebuia să mai dai așa mai vag, că na, e ușor pentru ei. Nene, eu am simțit că e adevărat, mă. Da, Flex, nu mai spune, mă, te rog. Că e prea nebună povestea, da, să adică inventezi. Da, adică nu să inventezi așa. Am, dar n-ai văzut după aia ce s-a întâmplat cu roata acolo, nu te mai interesat. Era să mori, frate. N-auzi, mă, că a picat într-un șanț. Uite, și nu te uiți, bă, nene, ai luat-o, uite, du-te acolo. M-am șocat, efectiv. Ne bucurăm că ești cu noi aici și ai apucat să ne povestești această... Păi, și întotdeauna s-a ascultat de părinți, vedeți? O, da, da, da. O lecție foarte... Când auzi alune că te închizi oriunde în momentul ăla. Câteodată nu pune întrebări. Merge mai departe la domnul Drăcea. Dacă nu poți să adormi, iau în gură un cârnăcior de bere și adormi instant. Un ce? Un Dacă nu poți să dormi, iau un cârnăcior de bere în gură. Ce e? Cârnăciori amici. Așa se numește de bere, că merg cu berea, nu? Da. Și mănânci sau doar îți iei așa? Îi amintește de unchiul. Fals, 100%. Cum ai descoperit că cărăciorul de bere? Am tot timpul, am lângă pat, am tot felul de cărnăciori. Știu, dar cum ai descoperit că... Mi-am dat seama că dacă nu pot să adorm, dacă mănânc ceva așa cum ar fi un cărnăcior de bere, să nu fie nici prea mult, nici prea puțin, adorm, mă ia somn imediat. Ai și berea ei? Nu, nu. Nu, că o dăm în petrecere. Poate chiar nu te mai culci. După cârnația, chiar nu mai culci. Ai și alte alimente care poți să înlocuiești? Depinde cu cine dormi, mă. Am tot felul de cârnăciori, mai aș de auscați. Ți s-a întâmplat să fii pe undeva prin turneu sau ceva și să n-ai cârnăciori de bere la tine? Să nu poți să dormi? Salvează automat, Alex. De cârnăciori la mine. Trebuia să ți termine, mai cere și nu, iau mereu câteodată, dar nu se întâmplă mereu. Doar așa, chiar nu pot să dau. Poți fani că n-ai zis că mănânc cu cârnăcior, ai zis că iau în gură un cârnăcior. Așa e exprimarea, dar mănânc cu un cârnăcior. A, deci nu-l ții în gură, nu-l ții în gură așa. Ai pățit vreodată să ador cu el mestecând, așa știi? Nu știu. Aștept să se dizolve, ții sub limbă.
Ca o mentosană. Dacă nu mai aveți întrebări, puteți să dați verdictul, să știți. Păi și nu te speli pe dinți înainte să te culci? Ba da. Cu cârnăciorul. Dar nu mai ridic aia, nu. După mănânci cârnăciorul și da, te culci. Da, și nu mai ridic să mă spun. Păi după aia ar trebui să mănânc, după aia ar mă spun da. Pe dinți tot așa. Să ții dentastic de la mine. Ce spuneți? Băi, eu zic fals. Da, și eu. Nu știu, verdict final fals? Ce wow, Costi. Wow. Ce surpriză. Da, este vedem pe tine, Costi. Mi-am spart dinții în Costinești. Clar. Adevărat. Da. Da. Și da. Pe story-ul Cesimei. Ce s-a întâmplat, mă, pe Instagram aici? Eu top răspunsuri. Am înțeles aluzia. Prieteni, o să mai comand chestii de pe Shein. Gata, așteptarea a luat sfârșit. Deci chiar zilele trecute mă gândeam că să mai continui. Bro, nu pot să cred, uitați-vă ce alb aud pe fundal, ești nebun? Gata, deci chiar zilele trecute mă gândeam dacă să mai continui jocul sau nu. Și nu eram atât de sigură. Așa că vreau doar legat de jocul ăsta să-mi spuneți un da sau nu. Ce faci? Bro, nu pot să cred, uite cum mă aud, ești nebun pe fundal. Dacă să mai continui. Gata. Deci chiar zilele trecute mă gândeam dacă să mai continui jocul sau nu. Și nu eram atât de sigură. Așa că vreau doar legat de jocul ăsta să-mi spuneți unde sau nu. Ce facem cu el? Incredibil, bă, incredibil, ești nebun. Da, nu aceeași. I-am nenorocit story-ul din greșeală. Cum ți-ai spărtit? Cel mai prostez mod, mâncând. Ce? Dacă îți vine să crezi un burger. La Costinești nu mă surprinde să da, da. Nu era făcut sau de ce ți-ai spart dinții? Nu, frate, cred că era o dinții mei o problemă. Gen, efectiv, mâncam și mi s-au spart două măsele. Pe care le-am rezolvat chiar acum recent. Bărbați ani. Acum câți ani? 2018. Mamă, din 2018 ești acum. Deci mi-am spart dinții. Da, da, frate. N-a fost să fie. Dar stai mai, dat de ceva tare în aia sau pur și simplu? Bă, ceva tare, concret n-a fost. Deci eu mestecam și nici ce s-a copsut și ne-am bărbit. Ce ai domestecat, nu? Da, și când am scos, mi-am scos dintele. Nu era ceva tare, că asta a fost cea mai nebunească chestie. Cred că era adevărat cariație, sau fals? Mie îmi pare adevărat. Mie îmi pare adevărat, că știi care e faza Costi? A și filmat Romina acum în vară și asta mult timp în Costinești. Deci nu știu ce să zic. Se poate, se prea poate să fie deci adevărat. Cred că au prins ceva de sau ceva le-a bulit pe amândouă. Adevărat sau fals? Da, poate era dintre al cuiva ce ești. Eu zic adevărat. Și ce ai făcut? Ai continuat să-l mănânci după ce ți-ai scuipat? Bună întrebare. Încă n-am început, Jimmy, încă n-am început. Da, eram... De fapt, încă n-am început să-l terminăm. Niciun sfert nu mâncați. Hai că am vorbit. Bun, mi-era foame, ce crezi? Mi-am spart dintre, o să mai mănânc. Avea și cartofi prăjiți? Ai, sunt 2018. Nu, am luat doar ăla. Ok. Ai văzut de viață, nu? Nu ți-era frică că spari și pe cealaltă parte? Bă, așa niște gânduri am avut. Atunci, tot adevărat aș zice. Tot adevărat aș zice. Da, se face și noi 4.000, putem? Ne îndreptăm așa, ușurel, ușurel, ca șarpili. Mi-era foame, frate, da. Ce puteam să fac? Era noapte? Da. Ieșeam de la job. Petrecere, ceva? Nu, ieșeam de la job. Ce job? Făceam cafele și înghețată. În Costinești? Da. 2018? Da. 4 ani mai târziu, filmăm film. Bine! Bine! Bine dacă vrei! Bine. Eu credeam că acum, cu filmul ai făcut asta. A, nu, 2018. Nu, îți poți rupe dinții de la un burger, dacă nu e al tău și nu-și din mână altele. El ce n-a zis că nu plătise burgerul, te-a rupt. Ah, firar! De la un burger, mânca unul și am mușcaș. Da, mușcaș, bă, mă, vezi, pe adevărat? Nu știu ce zici. Zic că e adevărat. Și ăla și că adevărat să fie. Adevărat. Verdict final adevărat? Da. Lasă. Da, wow, bă. De bune. Bă, chestia e, chiar mi-am spart măseaua într-un Big Mac, efectiv. Mâncam și mi s-a spart măseaua. Dar nu s-a întâmplat în Costinești și nu... Îi vezi mai departe, era Raul. Așa fără să unăm aici. Raul, al cărui nume mi-e foarte greu să-l pronunț. Am primit 10 litri de vin și pagă de la șoferul care m-a călcat. 10 litri de vin și pagă de la șoferul care m-a călcat. Aș zice direct adevărat. Mai, hashtag românul e român. Precizez că șoferul n-avea o mână. Băi, bă, nu mai ai ce șoferi, mă, frate? Și era tot era... Și am aflat toți numele tău real. Care este numele meu real, viața mea, ia zi-mi. Frate, cu ăla orb. Era, nu, era tot ăla.
Da. Cum te-a călcat? Eram pe trecerea de pietoni. Făceam un reportaj. Auzi, scuze-mă, paranteză, dar dacă n-ai o mână, poți să conduci manuală? Depinde ce mână n-ai. Da. Că poți să dai repede. Să da, adică automat mă gândesc că poți teoretic cu o mână. Dar manuală? Dar nu, avea o proteză. Avea o proteză, avea o mână. Johnny nebun. Tot într-a întâia rămâne domnul. Iar mă de lei. Aia zic, dar ce mână n-avea? Mâna cu care dai noroc. Nu avea dreapta. Marian îl cheamă pe tata. Da, n-avea dreapta. A coborât la tine și ai salut. După aia când ne-am întâlnit să-mi dau vinul. A, deci nu avea vinul aia atunci. I-a fost greu să le care. E Carlos Dream. Că în fine nu-i chiar șpag, a fost mai mult așa că... Nu, pe mine, dacă vreți să vă spun sincer, pe mine mă cheamă Lowman. Eu sunt antagonistul din povestea lui Hyman. Până am depus... Regula numărul 1, nu filmam o story când te auzi ciulai. Mamă, pe bune, halul ăsta, mă. Și după aia când a venit cu vinul, am dat să dau mâna cu el, eu uitând că n-are o mână, că și eu cu momentul n-am reținut acest detaliu și după aia m-am simțit eu prost că am întins mâna la un om care n-avea o mână. Să dau noroc cu el. N-ai depus plângere pentru că n-avea o mână sau... Nu, n-am depus plângere că aveam alte pe cap chestii, nu. Dar cum te-a lovit pe trecere? Da, 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 eram pe trecere, am trecut, m-am dus să reciclez, eu prost. Și când m-am întors, prima mașină a oprit, a doua a oprit și a treia a fost... I-am crăpat parbriză. Da, 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 da. Ai fost rănit, te-ai dus la spital? Da, 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 m-au luat cu targa, da. Nu cred. Da, da, da. Și a venit poliția la față, adică... Da, 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 și după aia, adică ei mi-au zis, vrei să pui plângere și mi-am întrebat, bă, am băuse sau ceva genul ăsta și am zis că dacă îi se ia carnetul, ceea ce îi se întâmplă automat, nu am depus plângere penală. Oricum drăguț că atunci când v-ați văzut a venit cu vinul, adică n-a venit cu mâna. Nu, stai puțin, nu înțelegi. Am primit mai întâi must, după aia s-a făcut vinul, m-a sunat și vin și a treia oară când m-a sunat deja nu mai voiam, aveam încă 20 de litri, adică... Când ți-a dat vinul, unde v-ați văzut? Pe el nu mai avea carnet și a trebuit să vin eu până la Gara de Nord să ne vedem la metro. Mai ești tu viața aia chestii de-astea, gen după ce se culcă, ce se ia, te transformă în Batman și salvezi România, așa o mai apucă câteodată. Așa mă mai apuc de viața mea, da. M-am și dus. Dar tu de ce ai mai dus și a doua oară să-i vină? De prost. Tu nu înțelegi că sunt un om foarte prost care s-a dus la volan cu un orb? Adică, ce poți să te aștepți de la mine? Deja cumva mă simțeam eu prost față de el, așa era. Acum ne povestește Raul despre șoferul de Uber fără picioare. După clipul ăsta începem joaca, facem așa? Îi dăm? Care l-a adus aici? Verdictul, vă rog. Băi, eu zic real. Nu o să aș pe mine. Dacă e fals, ești un actor foarte bun. Da, eu de asta zic că e fals, că e un actor foarte bun, dar... Adevăr e cât a povestit. Costi. O să zic real, nu știu de ce. Verdict final adevărat. Cum era ori? E adevărat. Bă, nere, două adevărate. Aia, dar prea multe detalii ești nebun. Aia cu cum o descris impactul, știi? Dar tu chiar te-ai dus după vinul ăla. Da, mă, vrei să zici? De două ori, înțelegi? Zi dacă vrei că e cu mașina. Venea omul ăla cu o singură mână cu 10 litri. Da, chiar mă, frate. Pedeapsă. Eu și asta de asta oamenii care putea fi da. Față, știi? E rândul tău, Tudi. Cred că am asistat la o răpire când eram oprit la o benzinărie. Cum ai că crezi? Așa scrie acolo. Și povestea lui Bie? Nu știu, povestea. Hai, spune, deci, în primul rând, ce benzinărie era? O benzinărie de lângă Cluj. Așa. Nu o să zic numele, că... Da. Că nu ne-au lăsat prin Schengen, știm despre cine e vorba. Zic, mă, zic la cine poți să zici. Cumva lângă benzinăria aia este un... Era mai de mult un târg de mașini. Deci benzinăria era aici și o parcare foarte mare aici, știi? Uh-huh. Și acolo era mai multă lume. Auziți, moderatorii mei frumoși, da, ca să nu mai stau eu mereu să dau ăsta timeout, vă rog eu dacă vedeți pe cineva că spamează cu o întrebare și eu nu răspund, dați-i bloc, gen, nu mai ezitați, dați-i direct, ești nebun, că mă enervează rău când spamează lumea o întrebare, mi-o bagă direct aici pe gât și faci iubirea mea. S-auzea, am vrut să râd, tot am intrat pe story-ul tău și s-auzea. Ce faci, mă? În parcarea aia și, mă rog, eu credeam că... Da, da, da. N-am înțeles dacă se... A venit cineva și a zis, am văzut că ești live, vin de la Cesima, de pe story, știi? Și după aia a zis, bă, ce s-a întâmplat? Și când am intrat pe story și am văzut cum m-au auzat, m-au venit râsul. Da, eu am,
era mai mic și am crezut că pur și simplu se târguiesc la o mașină, la... Vezi? Așa. De asta aici era gamer. Un băiat și o fată? Un bărbat și o fată? Nu, 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 erau mai mulți. Gen, erau vreo 5-6 tipi și două tipe care încercau să-i liniștească pe ea. Care se era zi? Da, era după masă. Așa. Și după aia, cum? A băgat-o pe o fată, a răpit-o sau pe cine crezi că a răpit-o? Nu, nu, nu. După o venită... Se n-a reșit, cred că are vreo 15, nu? Mai mulți într-un BMW negru. Clasic. Dacă răpești pe cineva... Trebuie să-l ai. Cumva frate. N-avea o mână șoferul. Și era și orb. Și a intrat aia foarte agresiv pe acolo prin parcarea aia. Au venit gen pe lângă benzinărie. A intrat acolo, s-o dat mai mult jos și l-a luat pe unul cu forța, care zbiera groaznic de tare. Și de-aia, n-am ziceam că cred că am asistat, că n-am înțeles dacă ăla era prieten cu ei cumva și ăia încercau cumva să... Like-urile nu mai crezi că stăm pe spate. Să calmeze și să oprească tot. O să ducă la dentist, ăla. Probabil. Dar cert e că l-au băgat cu forța, ăla urla, toată lumea urla și a plecat. Și după toată lumea s-a liniștit. A, am scăpat de ăsta. Deci da. El era problema. Uh-huh. Câți ani zici că aveai? 14, 15. Știu că atunci am avut prima mea relație și cumva... Tu stăteai de parte de zona cu... aia? Nu, nu, nu. Nu, stăteam aproape. Nu te-ai gândit tu să suni la poliție? Nu m-am gândit, nu. Nu știu, eram... Nu știu cum e când ești mai mic, ești ceva de genul... Let the adults figure it. Nu știu. Interesantă poveste. Dar sunt curios ce verdict vezi la dragi prieteni. Bă, nu-mi dau seama. Pare real, dar... Poate minte. Wow, ce-am zis, genial. Bă. Tu ce zici? Nu știu, mă, la fel. Să lăsăm pe Raul să... Raul, eu zic, că e adevărat, mă. Băi, bă, uite, la asta nu ne-am gândit. Eu mi-aduc aminte. Nu există, mă, cod de reducere, doar să intri pe linkul ăla, devii membru și ai acces la reducere la 57%. Te povești. Nu-ți dau eu un cod de reducere să-l bagi sau ceva. Vezi că ai linkul în comentariul ăla fixat, te înscrii acolo ca să devii membru și primești un SMS. Știi că e tare de pe vlog acum că și voi. Când intri ai 57% reducere la tot site-ul. Gândesc că ai mai avut o poveste ceva că ai furat niște baterii sau că de fapt... Da, mai țineți minte, nu, că ai luat din greșeală și că... A fost studii pop are întoarcere. Da. Bun, verdictul. Ce zici? Eu zic că e real. Eu zic că e fals. Și eu zic că e vrăjeală. Hai, mergem pe vrăjeală. Mergeți pe vrăjeală? Hai, mergem pe vrăjeală. Verdict final, fals. Fals. Cum e? Fals. Este. S-a oprit și acum. Bă, Raule, băi! Eu cred orice era, n-am. Și merge mai departe la bie. Când eram mică, am fost ridicată cu trompa de un elefant fără să fie parte din spectacol. Am fost ridicată de un elefant cu trompa nefăcând parte din spectacol. Erai la Craiova? Da. Erai la circ? Da. Ce căutai așa aproape de elefant? Eram în... Primul rând, se terminase spectacolul și era momentul ăla cu poze. Nu, eu deja de când am văzut telefon cu trompă, îmi vine să râd ca prost într-una și nebun la cap. La sfârșit, mă rog, când era circul ăla urât cu animale, că na. Păi și nu te strivește un elefant când te ridică cu trompă? Păi m-a ridicat puțin. Nu, l-am ținut și m-a ridicat așa, cât să... Tu atâta. Cu cine erai? Cu mamă. Și nu s-a panicat? Mama, ba da, s-a panicat toată lumea. Da. Stai puțin, tu l-ai, cum l-ai apucat tu de trompă? Eu îl țineam de trompă pentru poză, stăteam așa. Și s-a încordat, trompă. Efectiv am simțit că se încordează și m-a ridicat cam atâta. N-a apucat nimeni să facă nimic. Cum s-a apucat cu... Eu mă țineam, Da. El a ridicat trompa, el s-a încordat mușchiul. Că îmi plăcea să... Na, era drăguț ce se întâmplă. În capul meu era mică, aveam 6-7 ani, ceva pe acolo. Și... După aia au bătut elefantul sau ceva? Nu s-a întâmplat nimic. S-a speriat lumea, a fost un șoc, nu știu, dar a durat gen 2 secunde. M-a ridicat de la sol. Elefantul a zis ceva, a făcut un... asta? Nu, săracul era chinuit oricum. Erau foarte puțini la poze, pleca toată lumea. Era așa. Momentul ăla de poze și aveai bilet de la mai scump. Mi te îngrit cu ce să zic dacă e fals sau adevărat. Ziceți că e vrăjeală? Hai că zic și eu că e fals atunci. Cuza? Ce zic? E adevărat, hai să final adevărat, cum e bie? Da. Bună, bună. Bună. Cuza, e rândul tău, frate.
La un concert am băut mai mult decât am primit și a trebuit să sun pe cineva să-mi aducă bani să plătesc nota. Deci la un concert am băut mai mult decât eram plătit și a trebuit să chem pe cineva să-mi dea bani. Bă, ești nebun. Ai băut mai mult decât ai luat tu pe concertul ăla. Bă, ești nebun. Păi și tu stai un pic, erai fără bani la tine și cum a venit organizatorul plătea direct pe numerar. Man. Și tu ai zis pe ideea că am bani să beau, că încasez bani de concert. Am băut viața mea, nu s-a ai băut doar pe feria ta sau ai băut banii pentru toată trupa? Toți banii. Toți banii de concert. Voi trei sau tu? Noi trei. Și ce ai băut? Whisky. Dar ce whisky ai băut? De la scump, adică... Balanțar, de la... Era mai scump față de ce. Vezi, zic că e fals. Tărie, sau ba nu, se poate să fie adevărat. Whisky. Nu știu. E un club, ce mai e ce din video 6 minute, era, după aia începem să ne jucăm. Da, era o locație mare, era și club. Iubirea mea, ce faci, mă? Bine. Aveau și restaurant. Unde e asta? Zi-mă unde? La intrare în Timișoara. La intrare în Timișoara. Iubirea mea, mă! Cum era pus asta acum, mă? Gata, așa, era bine, e bine. Serios? Da, da. Lângă un... Auzi, mă, vede că ești o drăguță. Eu? Ei, auzi, voi sunteți. Un târg de mașină. Poți să spui... auzi, scuza, văd că oricum tu te ții super bine, dar să știi că poți să ne și spui cum se numește, că brugam dacă e ceva. Nu mai știu cum se numește. Nu. Ai băut toți banii de pe concert și ce ai făcut cu nota? Am mai sunat pe cineva. Să te ajute să plătești? Da. Cine? Pe cine? Un prieten. Cum îl Eddie. Eddie. E bine. Eddie îl cheamă. Eddie, da. Și mai cum? Nu știu. Eddie. Și te-a ajutat? 20 de like-uri și facem 4000 vise. Aia zic. Da, a venit. Dar a mai stat. Și cât ai luat pe concert? Bă, nu mai știu exact cât am luat și oricum, na. E... ale lor. Exact. Hai să facem un calcul simplu, dacă vezi, da? Deci erau trei în trupă, da? Erau un concert după ce deja bubuiseră. El nu vrea acum să ne spună o sumă, dar hai să spunem o sumă, nu știu, cea mai mică posibilă, n-a să ne gândim. Un... 50 de lei. Aici cea mai mică posibilă. Bă, un 800 de euro au luat. 900 că-s 3. 900 să da? Bun. 900 de euro. Cât vine? 900 de euro, da? Vine... 15 castane de om. 15 milioane de om, da? Nu, eu zic fals. Deci ei au băut de 45 de milioane. Whisky. Whisky de 45 de milioane. Cât poate fi Whisky? Băi, da, bă, dar ții și suc. Bine, mă, băi, și 10 milioane dacă eu știu. Bă, dar voi ce ziceți, fără caternic, e adevărat sau fals? Să zicem, cine știe ce whisky era cu ce artificii au venit. Fiță. Da, ai dat de băut la mai multă lume? Nu. Doar voi trei? Ah, bă, nu, fals? Bun, deci vei zic tu? Și eu zic că e fals. Bă, eu nu cred, vorba lui din... Bă, eu zic fals, nu știu, dacă era șampanie sau ceva, știi, să... Ai băut doar whisky? Da. Toată noaptea, doar whisky. Erai cu Amy atunci, că știu că la un moment dat Amy a intrat în formație când a ieșit alt băiat. Eram cu amândoi. Erați, deci, a, deci erați patru guri. Da. Și nu-l știu pe băiatul ăla că era cel drojdier. Hai cu verdictul. Eu zic adevărat. Totul era tine, Costi, n-avereaua. Greu de crezut, dar am încredere în voi, o să zic adevărat. Verdict final adevărat? E adevărat, mă. Bă, incredibil. Nu poți să cred, eu nu... Hai să-ți explic ce s-a întâmplat. Noi făcuserăm un acord cu o cârciumă din Timișoara și cântam pe 700 de lei pe seară. Pe 700 de lei? 700 de lei pe seară. Și eram în cea mai mare formulă. Eu, Emi, Cucu, Licurit și Ramona. Și noi într-o seară pe noi ne-a luat valul și am comandat și noi două stică de whisky, de Chivas, nu știu de care, la. Am înțeles, dar aveați multe show-uri, adică era cumva volum, discount, am înțeles. Și practic noi în seara aia n-am mai luat niciun ban, că am băut două stică de whisky, niște apă, niște... Hai mă, dar ați băut pe gratis, mă. Da. Și chiar din potriva, a trebuit să mai dăm. Bie, e rândul tău. Era să mor când am sărit într-un lac, fără să știu să not. Dar de ce ai sărit în lac? Pentru că nu am văzut că e lac. De ce crezi că e? Credeam că e un pod, că era seară și nu se vedea. Un pont? Pod. Un pod. Eu eram într-un parc. Deci am și când am venit, am trecut un pod. Și când m-am întors, am crezut că merg pe același drum, dar nu era același drum. În ce parc erai mai exact? Eram în Romanescu. În Romanescu? Da. Câți ani aveai? Dar eram în Romanescu... Și tu nu știi unde-s podul de Romanescu? Păi fii atent, eram în Romanescu, în spate
nu, unde intră doar militarii, știi că tata e militar. Și mai e un parc acolo, care are și teren de tenis și așa mai departe. Nu știu câți ani aveam, 6-7 ani, că știu că după aia am învățat să not. Și era noapte? Seara. I-am venit pe zi cine acolo. Cine erai? Cu elefantul. Părinții, că părinții m-au scos din apă, că muream. Nu știu ce să zic, mă, la 6-7 ani și să sar așa, adică... Păi n-am zis, bă, că dacă e pod. Păi da, mă, dar ar fi părinții lângă ea, nu? Adică să te am gândești. Am luat-o mai în față. Păi și dacă ai căzut, cât le-a luat al lor tăi să ajungă? Cum mai stă la suprafață? Păi eu știu că am căzut în apă. Tot ce mi-amintesc e că mi-am dat seama că nu e pod, cade podul cu mine. Și am auzit că a sărit cineva în apă. Și după aia m-am trezit afară, că nu mi-amintesc. Ia zi, mă, că tu știi parcul ăla. Băi, eu nu pot să dau verdict în primul rând. În al doilea rând, eu n-am fost niciodată în zona aia de parc unde zice ea. Aia e zona doar de militari, mă. Eu zic că e vrăjeală. De copii, doar copiii de militari se joacă acolo, da. Și mie. Dacă nu e vrăjeala, jucă-te bine. Da. Mergi pe vrăjeală? De aceea, majoritate, verdict final vrăjeală? Este adevărat. Bună, bună, n-ai să poți, mă. Cum zice Baghoi, ești genul de român care suferi în nuferi. Da. Și frații mei, dacă și voi credeți că nuferii sunt ciment, nu uitați să cimentați un pumn acelui buton de like. Bine. Eu mulțumesc tare mult invitațiilor mei, Tudi Popa. Mai reacționăm sau uităm cu joaca? Eu aș da cu joaca. Ziceți voi ce vreți să facem. Stai așa că pun pol. Sondaj. Ne jucăm. Mai reacționăm. Mai reactoinăm, am scris. Votați voi ce vreți. Când joci Jimmy, păi acum ar trebui, dar depinde de voi ce votați. Stai așa să vedem. Ne jucăm 77%. Haide. Vieți, eu o singură întrebare mai am pentru voi. Terminăm jocul ăla, mâncat vașcură voastră sau nu? Avem șanse să-l terminăm sau nu? Mama, a trecut deja o oră jumate de când suntem live? Bă, ești nebun la cap, nu există așa ceva, n-are cum. Bă, viețele, abia am pornit live-ul, ești nebun la cap? Am reacționat la două clipuri. Ce-am făcut? Cu cât am vorbit, mă? Mi s-a mai zis că vorbesc mult, dar nici chiar așa. Unde e, mă? E Dead of Night. Uite-l, mă, play. Mama, a trecut deja o oră jumate de când suntem live. Nu vreau să-l termin, ai viața mea, că mai avem jocuri. Aolo, mi-a spart urechile. Vrei să joci tu, bebe? Vrei să te joci ăsta? Dar tu vrei? Vrei să joace și ce simă odată? Dar vezi că e greuț. Nu vrei? Te ajut eu oricum, îți dai seama dacă e să încerci. Start new game, save current, return. Mamă, story 100% complete. Păi cum e 100% dacă noi mai avem asta de făcut, mă, ești nebun la cap? Stai așa un pic. Stai așa un pic. Vrei iubire să încerci odată? Că eu te las dacă încerci, dacă vrei. Hai că încerc eu odată și după aia am zis dacă vrei. Stai așa un pic. Deci avem așa. 111-121, după aia 205-210-303. Acum, mergem prima dată la 111, după aia avem 121, da? Între timp, deci pentru cine nu știe jocul ăsta, vă explic o dată acum repejor ca să înțelegeți. Deci noi acum suntem într-un hotel, da? Avem niște prieteni pe aici, închiși în camere, practic sunt prizonieri, da? Sunt legați la mâini și la astea. Noi trebuie să-i găsim, timp în care pe noi ne aleargă un individ pe nume Jimmy, înțelegeți? Și pe noi dacă ne prinde acest individ pe nume Jimmy, am pierdut jocul și ne-am luat și jumpscare. Dar dacă nu ne prinde, terminăm jocul. Înțelegeți? Uite, ăsta e 111, am reușit să-l găsesc. Da, și toate sunt fete, da. Și toată lumea când le vede zice smash pe chat, dintr-un motiv anume. Eu nu știu ce înseamnă smash. Dar băieții de pe chat, știți cum e. Și acum îi dăm direct send out că e, știi ce zic? Uite, ia uite, smash, am început băieții. Asta este. Ce să facem? O, senpai, ce faci, mă? Ia să vedem noi acum. Acum, după ce am lăsat-o pe prima, trebuie să ne uităm un pic pe vizor să vedem dacă vine viața mea sau nu vine. I know you're there. Oricum, din câte am înțeles, în
cap, în capete de, de hol nu prea vine ăsta. A? Uite-l, uite-l, ia aici, ia aici mâncava școra voastră. Vine, 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 vine. Vine. Da, mă, da. Jimmy e gagicar ca așa vreau eu, pe bune. Doar că trebuie să terorizeze fetele. Bun, am scăpat. Ba, n-am scăpat, ăsta e în baie. Am ieșit repede. Uite, e în spate, l-aud în spate, l-aud în spate. Gata. Acum 111 în partea asta. Trebuie să ajungem la 121, pardon. Deci 121. Nu, mă, nu. Uite-l, mă, 121. Am trecut pe lângă el. 121, dă-i. Bun. Avem două, ne mai trebuie încă trei. Ne mai trebuie încă trei. Am niște emoții, mie îmi zici viața mea. Noi bancul cu valiza, viața nu știu de asta eu. Și pe aici are cum să treacă ăsta. Este așa. Trebuie să-l așteptăm un pic. Bă, da, ce se întâmplă dacă acum, practic, când am găsit-o pe asta și trebuie să o trimit, ce se întâmplă dacă el intră peste noi? Știe cineva? Hai că o trimit, că n-am ce să fac. Send friend out. Du-te, viața mea. A reușit, mă, a scăpat. A scăpat, n-a prins-o. N-a prins-o, ești nebun? Nice. Și acum ne uităm un pic. Auzi, stai așa că-l strig. Hey. Ia să vedem dacă e aici. Nu e aici. Deci cineva mi-a zis live-ul trecut că dacă îl strig și nu vine pe noi, înseamnă că nu e aici. Deci eu practic dacă ies acum, deci dacă ies acum și ăsta e aici, nebunesc. S-a speriat prințesa. Trebuie să încerci și tu? Dar zi dacă nu vrei, că nu... Da? Hai! Fiți atent show. Bebe, ai uitat să-i trimiți astea luneti. Încerci odată și le trimiți după aia? Bine, bine. Îi dai tu mesaj și spui. Stai așa un pic. Deci... Stai să umblu... Ce-am făcut? Deci trebuie să intru la... cameră aici și să fac așa. E prea mare web-ul, îl fac un pic de tot mai mic așa. Uite și lăsăm așa ca să mă văd și eu. Gata, iubire. E foame? Rău. Bună mai ziua. Mai mâncă de cartofi sau nu mai vrei? Nu mai vreau acum. Păi și ce e, popam? Păi ți-e foame și ție? Momentan nu. Păi mă duc și mi-au pufuleți de jos, nu mi-e foame de okay. Mâncare. Este, e poftă de pufuleți. E, da. Da. Perfect. Gata. Bună ziua, bună ziua! Ia să vedem. Deci fii atentă, bebiți. Noi suntem acum într-un hotel. Oh. Te miști doar din mouse. Ok. Deci de pe mouse tu practic îi zici pe unde să o ia și cum și așa. Noi în momentul de față
trebuie să salvăm 5 prietene de ale noastre. Noi suntem o fată. Cu okay. O fată ne jucăm. În momentul în care noi le căutăm, știm camerele, dar trebuie să le găsim. Da. Da. După care noi, când intrăm în camera respectivă, o deblocăm cu cheia, salvăm persoanele respective. Dar noi, în acest timp, suntem fugăriți de Jimmy. Așa-l cheamă. E viața mea, Jimmy. El nu e rău intenționat. Okay. Dar îți dă cu băta în gură rău. Așa e el. Ha. Nu-l judecăm. Așa. Acum îi dai enter the hotel. Și prima dată du-te în dreapta. Dacă vrei, fii atentă, te ajut eu. Te zic eu pe unde să mergi. Așa. Du-te până stânga pe acolo. Așa. Acum așa, pe aici. Și să ai grijă, acum ești ok, că încă n-a venit Jimmy. Nu, nu așa, nu așa. Și uite așa, așa. Și acum nu știu dacă ai... Da, 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 du-te așa, du-te așa în capăt, în capăt, în capăt, și în când, capăt. De unde știu când vine Jimmy? Deocamdată nu vine, că abia ai venit, gen. Stai, era în dreapta, dreapta acum. Și uite, acum pasă pe asta din... Nu, 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 nu. Bebe, ce faci, mă? Stai așa. Deci când ajungi la cameră, apeși pe cartea asta de aici. Și uite, key to room 111. Și așa ai deblocat-o. Și după aia trebuie să dai click pe ea. Așa. Și acum a intrat. Și uite, asta e surioara noastră, o cheamă Matildesa. Așa o cheamă. Matildesa. Matildesa. Acum Matildesa. Acum ea trebuie să plece prima, nu putem să plecăm împreună. De ce? Tu trebuie să, că nu putem, gen. Trebuie să o lăsăm pe ea prima. Acum ai trimis-o direct, trebuie să ne uităm un pic pe vizor să vedem dacă e Jimmy pe aici. Acum aflăm dacă o prinde sau nu. A prins-o. I-a dat direct. I-a dat direct, bebe. Aia e, Matildesa a devenit Matil, cred. A, trebuia să mă uit pe vizor. N-am știut, da. Nu mi-ai n-are zis. N-are nimic, n-are nimic. Păi dacă te-ai grăbit eu, ce să-ți fac? Acum te uiți pe vizor. Așa. Dă toată lumea smash că le place de Matildesa. Am înțeles. Așa. Noi ne uităm acum pe vizor. Stăm un pic. Stăm un pic. N-a venit Jimmy. Doar că... Am țipat la tine? Iartă-mă. N-a venit Jimmy, dar acum... Tu dai return și o să ieși de aici. Dar acum... Să nu te grăbești. Gen, să fii mereu pe fază. Că ne alergă asta. Și de unde și unde să mă duc? Ce să fac? Ce de astea mai întrebi? Te ajut eu pe unde să te duci. Deci acum 111 trebuie. Păi suntem la 111. 121, pardon. 121 trebuie acum. Okay. Deci acum ieși, faci dreapta. Nu că nu mai e. L-ai văzut că nu e. Acum ieși, faci dreapta și mergi încet. Dreapta n-am cum să fac. Ba da. Dreapta, așa, da. Și acum mergem... Du-te în față. Prea păi repede cum mergi. Încet? Încet la modul ăsta, apeși odată și stai un pic. Apeși odată, stai un pic. Pentru că aici ai vezi umbra dacă e să vină. Uite, acum, opa. Așa, și acum în partea aia trebuie să mergem. Acum în partea aia. Și dacă cumva se vede o umbră sau se aude un sunet, ar trebui... Pe acolo. Așa, bravo iubire. În față. Și acum 121 în partea asta. Dacă vezi vreo umbră sau ceva, trebuie să ne întoarcem, să intrăm într-o casă, să ne ascundem, într-o cameră din asta. Cred că pe acolo. Uite, îl auzi? Da. Îl auzi, auzi? Așa, mergem, că e în spate. E în spate acum. Uite, du-te în spate. În spate, în față. În față un pic și după aia stânga, că aici e 121. Bravo iubire, al doilea. Bravo, iubirea mea. Te miști excelent până acum, să știi. Doar că ăsta o să vină după noi. Da, înțeles. Asta cine? Asta este Sandra, o cheamă. Sandra de la Scafandra. Îi place să fie sirenă, ca tine. Așa. Acum ne uităm un pic pe vizor. Așa. Nu e nimeni. Stăm un pic. Trebuie să stăm un pic. Nu e nimeni. Acum dai click. Și trimit-o afară. Du-te. Sandra, du-te că e ok viața mea. E ok, du-te direct. Nu se întâmplă nimic. Iar nu s-a întâmplat nimic, a scăpat. Vezi? A prins-o. Păi și cum aș putea eu să fac nu să... Nu ai cum, e random. Dar nu îți influențează jocul. Acum ne mai uităm un pic pe Spyglass. Și acum e acum. Că trebuie să ajungem, deci acum trebuie să ajungem la lift, ai văzut unde e, și nu trebuie să ajungem la etajul 2. Lift, te ajut eu, dar trebuie să ne mișcăm încet. Stai așa, ce cameră acum? Zic eu camerele, tu trebuie să ajungi la etajul 2 acum. 205 și 210 sunt următoarele. Acum, dreapta. Bun.
Da. Unde, pe aici? Da. Bravo, iubire! Bravo, 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 bravo! În față și acum faci stânga și te duci în lift. Stai, nu, 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 așa! Stai, uite așa! Vezi că ies aproape, ies aproape! Haide! Hai, iubire, că putem, 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 putem! Eu îi dau smash-ul tău, perfect! Perfect, Marco! Eu te iubesc! Hai, bebe, că putem, 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 putem! Și acum avem 205, 210. Deci cum ieși din lift, te întorci ca să vezi în ce parte e. Îți arăt eu acum. Ești în față și acum te întorci. Uite, deci 210 în dreapta aici. Uite aici. Și acum, fă dreapta aici, dreapta. Du-te înapoi, du-te înapoi. Și pe aici. Nu. Păi dar nu merge. Ba da, merge, dar trebuie să duci click-ul. Uite, trebuie să duci click-ul aici. Haide. Mai în față. Mai în față. Mă, nu trebuie să te grăbești. Așa. Mai în față. Mai în față. Și acum pe dreapta, cred. Ăsta e. Du-te la carte. Unde e? Acolo. Nu că oricum, gen... Nu, 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 nu. Acolo dai să te uiți prin... Așa, trebuie să dai direct pe ușă, știi? Dacă dai pe gaura cheie, te uiți pe gaura cheie. Okay. Îți place jocul? Nu. No. Perfect, perfect. Ne distrăm rău de tot. Așa, acum ne uităm un pic și o trimitem. Pe asta o cheamă, cum o cheamă? Că tu știai de asta. Marinela. Cum? Marinela, exagerat. Ce am zis, doamne? Vreau să zic excelent. Catch the elevator. Du-te, trimit. Marinelo, du-te, viața mea. Get to the elevator. Go as quickly as you can. Scapă asta. A prins-o. Mamă, dar fix la final acolo, mă, bro. Poți să ieși direct, ai auzit că s-a auzit de departe, dar uite-te ca să fii sigură. Și acum ar trebui, ai văzut că te-am pus să faci dreapta? Trebuie să ieșim pe acolo, să facem dreapta și să mergem în partea cealaltă. Deci cum ieșim acum la jumătate? Nu, 210 era tot aici, să știi. Nu e aici. Hai bine, zi-mi pe unde. Păi nu, nu trebuie să ne întoarcem la lift. Ok, dar zi-mi pe unde trebuie să... Da, fă dreapta. Față. Așa. Și du-te în capăt și, aici, și după aia dreapta. Pe aia dreapta. Acolo. Nu, 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 nu. Nu te mai întoarce așa că-l vezi pe Jimmy. Vezi că e aici. E nu mai face 360 ori de astea că ne omor pe toți. Ne omor pe toți de pe live. Murim cu toții pe live aici. Vai, doamne. Mă scuzați, am țipat tare. Vrei să mai încerci o dată? Nu. Sau bă, da. După aia trec eu la platan. Deci acum ai reținut, da? Hai prima dată la 111. Da, dar n-am reținut drumurile. Nu, că te ajut eu. Acum în capăt, așa. Așa. Da. Așa, iubire. Acolo. Capăt. Capăt. Așa. Și acum capăt dreapta. Acolo. Pe carte, pe carte. 111 mai în stânga, ăla, și după aia dai click pe ușă, nu pe, da, cheie, da, da, pe gaura cheie. Așa. Și acum, mai ții minte cum o cheamă? E, nu te prea interesează de ea. Nu prea. Nu prea. E Matildesa, bebe. Ah, cream că e Marisol. Marihol? Marisol. Marisol? Da. Yes. Mari Aeronava. Gata, o trimitem. O trimitem pe Germania. Get to the stairs as quickly as you can. Am glumit, am glumit. A prins, a prins, aia e. Mereu o ia pe asta. Asta este. O, îi place mult, dar e tot aia și nu o lasă să scape. Mamă, ce râde nebunul, tu vezi ce râs nebun? Zici că se uită la stand-up comedy. Yes? Da. Era mai aproape, să știi. Unde mă duc? L-ai văzut? Stai, 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 stai. Că el se ducea în partea aia, nu te știe, nu te știe, du-te înapoi. Da, nu vreau să mă vadă după perete. Nu te vede că s-a dus. Stăm aici un pic, stăm un pic, stăm un pic. Du-te acum. Du-te în capăt. Poți. Și nu, în capătul ăla. Capăt. Capăt. Și capăt. Bravo, iubire. Și acum, nu, 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 în capăt. Așa.
Bun, 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 bun. Stânga, stânga, stânga. Bun, 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 bun. Mergem, mergem, mergem. Hai, dreapta, dreapta. Ăsta e, ăsta e, ăsta e. Carte, carte, 121. Bravo, bravo, bine. Putem, 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 putem. Că-ți mănânc capul ăsta mic, că-ți mănânc capul ăsta mic. Hai că putem, viețile, putem, putem, putem. E ok, let's get you out of here. Viețile, dăm și noi un like, dăm și noi un like. Eu îmi rod unghiile de emoții. Ne uităm pe ăsta, uităm pe ăsta. Stăm un pic. Uite, îl vezi? Baga. Bun, dă-i de aici, dă-i de aici, dă-i de aici. Gata, dă-i return și trimit-o, trimit-o. Eu trimit? Da, 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 trimit-o, trimit-o. Uite, da, da, fă stânga, fă stânga, Sandro. Fă stânga, viața mea. A luat-o direct. Ți-am zis, ți-am zis, niciodată nu mă asculti. Păi, dar ea, greșeala ei a fost că s-a dus în el. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Sandra este vinovată. Tu ești vinovat. Hei. Așa. Vlad, te pup, viața, mersi mult de tot de donație. Te pup, bro, stânga. Și lift. Da, bravo, iubire, bravo, 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 bravo. Putem. Te pup, Vlad. Doi. Bun. Astea amândouă sunt în dreapta, acolo. La 205 ajungem foarte rapid și foarte ușor. La 210 un pic mai greu. Am ieșit aici. Cu dreapta. Dreapta. Nu, 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 nu. Dă-i. Și pe aici stânga, până holul ăsta. Mai, așa. Trebuie să dai click fix acolo. Așa, în față. Nu, aici n-are cum să fie, n-are cum să. De ce? Deci dacă, fii atent, el nu are cum să fie aici pentru că a rămas la 1 și noi am ajuns înaintea lui. Dar tu dacă te întorci așa, el s-ar putea să fie în spatele nostru, să știi. Ok, și dar nu mă întorc intenționat, să știi. Păi de-aia trebuie să fii atentă, pitcanie. Ia. E Marisol. Asta e Marisol. Nu, asta e Marinela. E Marisol. Hai bine. Ia. Na, mă, na. L-ai văzut pe Bagabond? De-ați place freza lui? Deloc. Notă de la 1 la 10? Minus 10. Oulu. Jimmy, te-ai dus, viața mea. Te-ai trebuie o schimbare de look. Te return și trimit-o. Sigur? Da, 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 da. Marinelo, du-te, viața mea, cu încredere. Vreau să mă uit iar. Nu mai are cum să stea aici, s-a uitat un pic, a plecat. Te-ai dus, Marinelo. Get to the stairs as quickly as you can. A dus Marinela pe bune. Cumpără-i pufuleți acestea. Avem două puși, viața mea, jos. Am pufuleți. Deci a luat-o sau nu? Da, nu. N-a luat-o. A scăpat Marinela. Ne așteaptă la intrare. A comandat direct Bolt. Hai, ne ducem și noi. Ne ducem. Unde și noi, trebuie bine să mă duc? Deci acum trebuie să faci dreapta. Și continuăm. În față? Da. Dreapta. Așa. Mergem. 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 Aici? Da. Acolo? Da. Da. Aaa, l-ai văzut, l-ai văzut, du-te aici, fugi, fugi! Fă stânga aici, fă stânga. Și acum intră în asta. Nu, nu așa, dă-i pe aia, așa. Și acum uite-te pe vizor. Te-ai speriat? Că ai țipat tu! Păi, bebe, mă sperii și eu. Ei, uite, I see you! Uite, a plecat, a plecat. Pleacă, da, pleacă. Dar n-are cum să intre în camere? Ba da, dar nu știe că suntem aici. Fii atent, acum ieși și faci stânga. Ieși și faci stânga direct, că el s-a dus în partea cealaltă. Gata, ieși. A ieșit. Stânga direct. Da. Bravo. Și acum mergem.
Mergem, 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 că el e în partea cealaltă. Față. 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 209. Da. Aici. Aici dreapta. Stânga. Acolo. Și acum carte. 210. Aici. Și acum am gata. Deci etajul 2 l-am terminat și pe ăsta. A intrat, am salvat-o pe asta. Trebuie să ajungem la lift și mai avem o cameră la etajul 3. Okay. Asta cine e? Că n-am ajuns până. Asta e Matilde. Nu e Matilde. Aolo, doamne. Ne uităm pe vizor. Ne uităm pe vizor. Vite, mai sunteți aici cu noi sau nu? Stăm un pic, stăm un pic. Dacă n-apare în... Dacă n-apare în 3, 2, 1, am trimis-o direct. Și unde mă duc? Trebuie în stânga și să te întorci pe acolo, pe în capăt. Hai că putem, bebe, putem, 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 putem. Mai stai pe vizor, mai stăm, mai stăm, mai stăm. A scăpat și asta. Oho. A scăpat și asta, avem două salvate. Mai stăm 3, 2, 1, ieșim și noi. Încă 3, 2, 1, hai, ieșim și noi. Deci stânga? Da, 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 da. Hai mă că putem, 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 putem. Stânga. Sigur? Da, iubirea mea, da. Doar că trebuie să avem grijă acum. Și stai un pic aici. Gata, dă-i. Stai un pic aici. Fața. Dă-i capăt, capăt. Stai un pic aici. Dă-i. Mai stai un pic aici. Dă-i. Hai, nu, 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 nu. Față, dreapta, intră în asta repede. Bravo. Intră, ne uităm pe vizor, ne uităm pe vizor. S-a dus tare, 3, 2, 1. Am ieșit, am făcut dreapta, am scăpat. Cu încredere, dreapta, neapărat dreapta. Și acum mergem. Bravo. Capăt, 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 capăt. Așa, gata, am scăpat. Dreapta, etaj 3. Nu, 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 nu. Deci mereu când e săgeata dreaptă, că după aia era să ne ducem, naiba. Hai că putem, 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 putem. Vezi că joacă forță Chessy. Ia zi, bebe, cum joci asta? Nu știu. 3, 3, 3, 3. Gata, suntem forță. Și acum trebuie să mergem repede la cameră, că sta încă e la etajul 2. După care trebuie să avem grijă când ne întoarcem. Unde ești? Unde mă duc? Stai, ești din lift. Trebuie să ajungem la... Ia, dă-i pe carte un pic repede. La 303. Dă-i X și fă dreapta. Mergem în față. Nu aici în dreapta, că ăla-i 301 acolo. În față, așa. Mai în față. Ăsta-i 302, stânga. Capăt. Nu, 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 nu. Da. Cred că pe acolo. Ăsta e, ia vezi. Nu, înapoi, repede, 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 dreapta. Dreapta pe aici. Și e ăsta alalt. Carte 303. Unde e? Prima. Așa. Am salvat-o pe ultima, bebe. Deci acum suntem momentan safe. O, Doamne, cum... După ce o salvăm, după ce salvăm năstrușnica asta, trebuie să evadăm. Trebuie să ajungem la lift și să mergem la parter. Okay. Nu? Vieți-ne, trebuie să ajungem la parter, nu? Noi acum stăm un pic aici. Primit-o. Get to the stairs as quickly as you can. Dacă îl termină ce simă rușinică, te o zici, aia e viața mea. A scăpat și asta. Na, n-a scăpat. Noi stăm un pic mai mult pe vizor ca să fim safe. Da. Uite, now find the exit and get out. Vieți-ne la parter, da? Acum. La G, ok, ok. Hotel, hotel. Nu e bine că noi cum ieșim trebuie să facem dreapta, trebuie să mai așteptăm un pic. Ok. Sau trebuie să facem stânga? Nu mai știu. Nici eu. Ieși și fă stânga. Stânga că trebuie să facem. Nu mai stăm un pic? Nu, că a plecat ăsta. Îmi asum dacă pierdem acum. Cum adică ți-asum? Eu nu-mi asum. Da, 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 da. Nu e bine, intră în altă cameră. Intră într-o cameră de aici. Asta e, am greșit. Mai stăm un pic aici ca să fim siguri.
Ne întoarcem și ne uităm pe vizor. Uite-l, uite-l, era aici. Să uite după noi. Deci mai stăm un pic aici, nu? Mai stăm un pic și după aia îi dăm. Păi da, dar dacă nu pleacă de aici, ce facem? Că noi suntem blocați. Nu știu. Haide. Nu vreau, mai stai un pic. Că e acolo, ne așteaptă. Dacă stăm prea mult, poate se întoarce. Hai, bebe, că putem. Dreapta. Încet. Nu, 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 nu! Dă-i, da! Și te bagi în baie direct. Nu știu unde e baia. Nu, stai, ai. Mă, dar unde era, mă, unde era? Nu, nu apeși pe... Ia mâna după mouse. Deci dacă intre peste noi, spar calculatorul. Sau nu vina ta? Este, e vina mea sau nu? E vina mea sau nu? E vina mea sau nu? Bă, da, mi se pare incredibil, mă, frate, am ajuns. Așa am pățit și eu. Live-ul trecut așa am pățit. Bă, am salvat pe toată lumea și nu pot efectiv să scap de ăsta, nu pot. Dacă mă lăsai să mai aștept cum voiam eu... Mă duc să-mi aduc pufuleții. Hai. Și vii să mă mai ajuți? Haide. Vrei să te aștept? Te joci tot tu? Dă-i tu unul dacă vrei și mă uit la tine. Hai că te aștept. Hai, hai, hai. Te aștept, dar mă mai joc și eu. Gen, stai, vino și stai tu în dreapta. Doamne, 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 ce joc. Mâncați aici gura ta. Haide mă, încep eu. Încep eu. Încep eu și vine și simile astea. Dăm aici. 111, hai că știu drumul. Îi dăm un speedrun nebun, stai așa. Hai de viața mea. Nu mai la colț mă, lasă. Oricum, la etajul 3 după ce salvez pe toată lumea, nu înțeleg ce, cum trebuie să fac. Cred că trebuie să-l strig și să mă ascund, că altceva n-am ce să-i fac. Ești nebun? Sincer. Uite, am salvat-o pe Matilda. Eu era că nu pot să dau skip la asta. Ah, Băsescu, hai că forță. De ce nu încep cu etajul 3 și termin cu etajul 1? Dă prost. Nu e, mă, etajul 3 e destul de... Sau? E destul de ușor, mă, etajul 3. Dar e mai greu pentru că salvez pe toată lumea. Gen, știi ce zic? PES? Smei sau PES? Hai că o trimit. Get to the elevator as quickly. Hai, bine, că îl facem acum. Ai luat două pungi? Forță. Arian, te pupăm, te pupăm. Mersi mult. Iubirea mea? Trimite-le dacă vrei acum. Da, dă-i mesaj și zi până la ce oră poți să... Poți? Te rog? Îi dau direct. Mi-am luat husă să pune sănătos, bro. E aici. E aici. Vine, 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 vine. Era ăsta, cred că într-o cameră, de asta. Nu știu, nu știu unde era. În baie. Scăpat? Deci el e acolo, da?
N-ar trebui, n-ar avea cum să ajungă aici. Greșesc? Am intrat? Am scăpat? Sau de moc îmi mestec pufuleți? Nu vă deranjez. Nu-ți dau mă hide pentru sfaturi, ce-i? Get to the stairs as quickly as you can. Ce-ai zis? A prins-o. M-am grăbit? Păi asta e și surpriza, că am dat drumul ăla fără să anunț. Deci ies și e dreapta, da? Bun. Mă duc la etajul 3, mă, acum? Mă duc la etajul 3, ziceți? Ziceți, mă, mergem la etajul 3 sau tot la 2? Da? Adică? Da. Da, hai. Haide, mă. Îi dau direct că știu unde e. Iurea la etajul 3 că rămâi încolțit, că de aici gen ai doar o parte unde să te duci, știi? Și ăla te așteaptă mereu acolo. Get to the elevator as quickly as you can. A prins-o. Mi-a căzut pufuletă în gură. Aolo, ce m-am lovit. Mai e cineva care mâncă după jos? Nu, am început de-au. A? Arfă. L-aud. Ce se joacă mai bine? Eu îți bebe. Dar eu cred că a fost doar noroc cu începătorul. Aha. E frumos rău tot. S-a dus în partea aia, am ieșit. E o grămadă de lume care mănâncă de pe jos. Nu. Am greșit drum. Aha! Nu se întoarce, n-are, în dulap n-are cum. Doar că atunci n-aveam dulap.
E încă aici, e în baie. L-ai văzut? Da. Vine, vine, vine direct. Nu mă vede. Fii atentă ce fac. Vine. N-are cum să intre peste mine. O să mă aștept în baie. Îl închid aici și plecăm. În cui cu 303-ul. Și că merge? Nu, nu știam. Du direct la etajul 3 că nu mai suport. Deci mergem direct la etajul 3, nu mai suport. Dar liftul ăsta de unde vine? De la etajul 17. Mergem la etajul 3, nu mai suport etajul 1. Da. Etajul 3, nu mai suport, ești nebun. Și strigă frumos, uite pompal. Da, așa, trebuie să facem repede pe ăsta. Deci am dus o dată în capăt, după aia așa, așa și așa, aici e ăsta. Și aici e 303. Deci cum este, trebuie să fac stânga, dreapta, stânga. Da. Da. Ok. Și să mai n-are nicio treabă, nu cred că aude în căștile alea. Ba da. Și cum de nu te sperii, mă, de mă sperii doar eu, a? Hai, ia zi! Păi nu mă sperie jumpscare-ul, pe mine m-ai speriat numai tu. Bă. Serios! Adică tu nu te sperii, doar eu mă sperii? Mă sperii, dar de tine. Bă, tu te sperii de mine. Nu de tine, de tipătul tău. E, forță. Bărbatul în casa asta. Bă. Bărbatul în casa asta să sperie. Ce bun sunt populeții. Get to the stairs as quickly as you can. Am prins-o direct. Mamă, săracă. Mă uităm un pic. Trebuie să cobor un pic, că n-o să aud când vine. Bine, bine. Dar ce? Ce pungă? Sau ce? Da. Până atunci fac camera. Nu știu, bebe, chiar nu știu. Trecută. Ies direct. Poftim? Da. Doamne, iar n-am luat-o bine. Unde mă, stânga sau dreapta acum? Am luat-o bine. Doamne, nu pot, nu pot. Nu pot! Nu pot să trec de acest etaj. Nu pot. Efectiv, nu pot. Nu pot. Like, I cannot. You know? In English. Mă enervează rău de tot. Hai mă că fac etajul 1 la loc și după aia mergem la 3. Asta trebuie să îmi dau curaj, că etajul 1 îl fac și trebuie să îmi dau cumva bravo Teo, poți și ce zic, să dau un de la. Și după aia, na, merge, na, nu știu mă ce să mai fac, ești nebun, nu știu cum să mai fac, nu merge să-l încui, nu merge să-l fac nimic, nu știu mă ce să mai fac. Doamne, doamne, mai avem un pic și facem 5 de like-uri, vă mulțumesc din suflet. Te iubire. La ce mai scrii? Că am eu scrisă pe aia, e... Ah, fii atentă! Dați un pic!
eu aici am un chiloțel în chiloțel. Da, dar lasă-l așa, eu vreau doar să-l pui și pe acolo. Uite, pune-l așa. Bine, dar nu am scris. Păi n-are nimica. Îi zici tu că în plicul ăsta mic sunt alea ale tale. Și oricum vede și ea. Du-te viața mea că nu e nimic, nu este nimeni în hotel aici. Let's go. M-am pămâncat. Mă zice bă, să-i strag. Da? Ia? Ia, ia, ia. Am pus 7. Nu-i mai frumos rău, nu vezi ce freză are? Oh. Aici trebuia, mă. Hai, hai, hai. Mă doare capul ăla, că m-am speriat în caz. A intrat în baie. Bă, a intrat în baie. A intrat în baie. Deci acum etajul 3 sau 2? Etajul 3 sau 2? 3 direct. Nu știu mă ce i-am făcut, nu i-am făcut nimic, ești nebun. Mai trebuia o fată de la 1? Băi, eu n-am luat pe toată lumea de la 1? Băi, eu n-am luat camera aia a doua de la 1? Nu mai aveai una la 1? Doamne, cum ar fi acum să rezolv și etajul 3 și etajul 2 și să mai rămân aia de la 1? Doamne. Așa e. Așa e. Get to the stairs as quickly as you can. Deci dreapta, dreapta, stânga, dreapta, dreapta. Uite ce râde, du. Uite-l, mă. I-a zis aia unde sunt, mă?
Oricum, era compromis practic meciul ăla că ratasem o cameră. Adică luasem gândul, ce zic? Ești bine, Mădălin. Acum îl facem, gata. Deci acum îl facem. Acum îl facem. Nu te zic, că n-am chef. Mai stau. Deci acum 121. Uite-l. Te pup viața mea, mersi mult de tot. Smash Jimmy? Mamă. Bine dacă smash Jimmy, dacă e. Mamă, și pe acolo trebuie să mă duc. Era acolo, m-aștepta acolo, l-ați văzut, nu? Ia uite-l. Ce mă aștepta, mă, direct acolo. E incredibil. E efectiv incredibil cum mă aștepta acolo. Bun, a doua cameră. A apărut la TV, unde viața mea? A trecut ăsta? Du-te direct. Get to the stairs as quickly as you can. Doamne. A prins-o. Fetele astea cine erau, de sunt legate? Tovarășile lui Jimmy. Și eu l-am terminat, dar mai de mult. N-am auzit, uite, și acum dacă nu apare, să ies sau să nu ies. Auzi, mă, ia stai așa. I'm here. Bă, ce rip. Asta, ce se întâmplă, mă, cu asta, lol? Bă, nu e rip, dar stai așa că îmi face figuri camera, placa de captură, stai așa un pic. Deci gata, cred că e ok acum. Bă, dar ce are placa mea de captură de face așa, mă, frate? E ok acum, nu?
Deci când se întâmplă asta, îmi dă eroare placa de captură. Să știți că nu e rip live-ul, gen, eu încă sunt live. Înțelegeți? Doar să-mi ziceți când mai așa, dar nu înțeleg de ce face așa. Dar mă rog, acum e ok. E bântuit OBS-ul. Bă, ăsta nu a apărut nici până acum. Dacă eu acum ies și ăsta e aici, nu mă joc. Nu, deci mi se pare fascinant. Bă, bro. Deci am stat un minut întreg. Bă, un minut întreg am stat. Am stat un minut întreg. Să apară ăsta. N-a apărut, cum am ieșit. Era acolo. N-am, mă. Ziceți-mi mie ce fac eu greșit. Da, mă, trebuie să las păcisima să joace. Altceva n-am ce să fac. Când se întoarce ce simt, mai încercăm. Până atunci... Până atunci... Hai să ne spargem banii. Hai să ne spargem banii până atunci. Doamne ferească Dumnezeu. Încearcă să te duci, de exemplu, întâi la camera de la 1, apoi te duci la 3, apoi la 2, tot așa. A uitat el scriptul? Bă, dar nu-mi explic, mă, frate, pe bune, zic. Se pare incredibil. Ia, mă, ce avem aici? Free prizes? Ce-i ăsta? Ia. Poți să primesc la free ceva? Bă, poți să primesc la free ceva, șmecher? Dacă erau și 500 de gemuri, era forță. Dar de unde atâtea? Stai așa un pic, unde sunt alea free? Mâncați ești curata, că... Stai așa. Deci ăsta 100% luăm. Mă, avem și skin-ul ăsta. Și ăsta! Pe toți îi luăm! Pe toți! Îi luăm pe toți! A, Lucky Will doar o dată, mă? A, doar o dată. Special bundle cu Skeletal Dragon. Și ce ne mai dă? Zombie Dance Animation. Și stai așa un pic. Oh, l-o spart toți banii în jocul ăsta, mâncați aici curat. Deci, ăsta îmi dă Zombie Dance Animation Skeletal Dragon Skin. Oh, ăsta îmi dă Warbeat Skin! Bebe, uite ce skin-uri îmi dă! Orbit Skin, ăsta dă-mi place mie și ăsta cu dragon. Știi că le cumpăr pe toate, nu? 50 de euro au plecat. Au plecat 50 de euro. Stați așa un pic să-mi bag repede bani. Două secunde. Vreau să bag mai mulți bani. Add funds. Uite, scrie aici add funds. Add 50 de euro. 50 de euro pleacă acum. My PayPal account. Așa. Și dăm aici I agree că sunt de acord. Să-mi luați toți banii de pe card. Așa. Return to your transaction. Acum. Gata. Așa. Acum îi dau authorize de ăsta. Nu, nu mai. Gata. Bebe, te-am așteptat, că eu nu mă mai descurc, am mai pierdut de 3 ori de când ai plecat. Deci, dăm aici niște stumble guys un pic, ne întoarcem și te joci tu, că mie nu, nu știu, Jimmy cu mine nu prea le are. Nu le cumpăra că nu se merită, viața mea, știi cum e, o viață avem. Deci, mi-am luat direct aia. 1250 de gemuri? Și ia, 1250 de gemuri cu ăsta sau? 1250 1250 cu stumble tot. Nu, asta nu-mi place. Asta nu-mi place, nu vreau. Goblin ăsta nu vreau, ăsta nu vreau. Ăsta-l vreau direct. Stai așa un pic. Ăsta-l vreau direct. Authorize, foarte mult îmi place. Am luat și ăsta. Gata, am luat și ăsta. Bun, perfect. Acum de toți banii ne luăm gemuri. Adică cât mai avem? 16 cu 8, 24, 20 cu așa. Luăm 5000 de ăștia. Așa. Perfect. Authorize. Perfect. Și acum îi dăm viețile mele. Îi dăm direct de tot. Îi dăm direct. Stai așa un pic. Stai așa că mai văzusem ceva. Ia stai așa shop. Ce mai văzusem eu aici? Stai, bebe, mai văzusem eu ceva aici. Ce-i ăsta? Da. N-are cum să se văzu cardul. Și dacă se vede
Vă trebuie confirmare? Mm, aia e. Deci da, free ăla. Ăsta nu înțeleg. Da, mă rog, stai așa un pic. Am mai văzut ceva move. Epic or better. Aici ce poate să împice? Special... Nu, astea sunt alea clasice. O dăm direct cu ăștia. X10. Se vede. A, dar stai că tu nu te vezi, iubire. Dă-mi mouse, uite-l. Așa, gata. Așa. Bun. Ciocolată nu vreau. Aproape rău de tot. Hai viața mea, dă-mi. Ce ies, mă, ce aveți? Bă, ce ați făcut, mă, mi-a spus să-mi... Laura, de ce îmi spamez S? Că am dat S și am ieșit din astea. Ce-am făcut eu acum? Ce-am făcut? Ce-am primit? Mi-au dispărut astea? Laura, de ce îmi zici să dau ESC? Doamne, ce fac, mă? Unde găsesc astea ce am primit, mă, acum, mă? Olo, stai așa un pic. Trebuie să dau stumble pass customize. Unde dau, mă, să văd ce-am skins aici? Nu le-ai pierdut, zice cineva. Păi nu le-am pierdut, dar nu știu ce-am primit. Unde intru, mă, să-mi văd skin-urile, mă? La customize. Aici. Am primit ceva specială, ceva? Bă! Deci ăsta l-aveam. Ăsta l-am cumpărat și ăsta l-am cumpărat și ăsta l-aveam. Nu, nu a picat nimic. A picat Superman-ul ăsta? Doamne, de ce îmi spamează moderatorii mei? S, mâncați aici curat. Stai că am dat play. Mă rog, continuăm. Am pierdut o grămadă de bani, dar continuăm. Stai așa un pic. 110. Îi dăm direct. Iar. N-am terminat, Jimmy. N-am reușit. După ce deschidem niște de-astea, ne întoarcem. Nu? Senpai, cred că scot moderatorul. E prea tare jocul? Nu, nu, am luat mai încet. Nu fie prea încet acum. Mamă, cât de marfă e la Anubis. Bă, dar nici extraterestrul ăla nu-mi pică nimic, mă? A, ăla nu-mi pică nimic. Nu-mi pică nimic, mă? Ți-a picat extraterestrul înainte să dai ESC? E bine că mi-a picat mai și n-aveam. Asta e și mai bine. M-ai băgat bani în jocul ăsta. Vreau dau eu. Ia. Dai câte 10? Nu, vreau 5. 5? Da. Dai click. Ia, date de CS. Dar știm deja că ce scenariu nostru, da? Cum nu? Și acum aveți. Doamne, incredibil. Asta e tare măcar. Capibara. Loli capibara asta. Ce tare și e și la costum. Caterinca. Nu, îi dăm direct așa. Îi dăm direct așa, mai avem 2 de 10, bebe. Dar nici la Laura, nu-i nimic.
Bă, mi se pare incredibil. Mamă, dă-mi și mie măcar una. Ce-am zis eu, că ai că balcoane le luăm pe toate. Și-am luat, vreau să zic ce era să luăm. Ăla nu-l aveam. Gata, l-ai luat? Păi nu l-am luat. Păi de ce? Păi n-a picat pe el. Cum? Nu, Bepe, era specială lângă el. A, n-am văzut. Ultimele. Da, așa, până atunci hai să mai dăm aici. Aici s-au băgat skin-uri noi sau? Nu, aici sunt aceleași. Singurul pe care nu cred că l-avem e scheletele ăla. Pufule sponsor mi. Trebuie să pice. Da, mă, dai skip la animate de nu vreau. Trebuie să ne pice specială. Să nu mi-a plăcut nimic. Mamă. Braus. Te liniștești un pic. Mi-am dat toți banii și nu mi-a dat nimic. Ba nu, mai avem încă 10. Mai avem încă 10. Nu primești nimic. Păi până acum am primit. Doamne. Par gura, am două. Sunt șansele infime, bebe. Nimic, mă, ești nebun. Câte mai sunt? Le-ai numărat? 3, cred. Nici pe George Drum, nici aici, adevărat. Na, mă, na. Și acum ultima, haide! Ultima? Ce faci, mă, bine? Încerc să mă liniștesc eu cu o singură specială. Ți-am zis că n-aș da bani, aia e dacă eu sunt prost. Ne! Ne! Na, mă, na! Doar că pe asta o avem. Pe asta o avem. Bine. Vrei să te și joci? Dăm un match. La... Ah. Un match dăm. Măcar mi-a dat capibara, într-adevăr. Nu, mă, special trebuie să spice și e skin, nu e de-aia de mai dăm de 10 de lei. Și mi-e 100 de lei până sâmbătă acum piața aia. Mi-a picat banana asta. Da, nu prea. Mamă, dar uite câte d-astea am, ești nebun la cap. Și eu ce fac cu astea? Că am toate astea de aici. Mie d-astea îmi trebuie, ești nebun. Vreau și eu pe ăla dezbrăcat.
m-am uzat pe mine. Mai am bani pe Steam, ăsta-i. Bele. 7 euro, uite, mai am bani de ăsta. Așa. Nici eu nu fac așa cu hainele, să știți. Știu că s-a văzut acolo, dar ia aia veche. Ia, dăm așa. Așa. Uite, așa, încă niște dăște. Ai 10k tokens? Vă strâng să-mi bache pe mail, niște pufoase. S-au dus banii toți. Ai seama câți pufoase luam cu banii ăștia? Mamă, 50 de euro? Împărțit la câți lei sunt? Un leu 20. Na, mă, da. Incredibil. Ne-a picat asta, îți place ție MOV așa. Deci, o de-asta de pufuleț e cât ai zis? Un leu 20. Deci de 2 milioane jumate luam vreo 240 de pungi. Da. Cred că gata, ultima dată când băgăm bani în jocul de genul. Mai bine luam 100 de la MobilePost, care apropo, dacă dați click pe link-ul fixat. Na, mă, na. Aveți reducere acolo de 57%. Adică foarte mult, dacă... Ia stai așa. Am așa friends. Ne invites. Unde sunt doamne? Customize. Nu știu când cu asta, bebe? Sau cu asta? Cine vrei tu? Sau cu asta? Vreau să văd dacă prind super puterea acum, ia stai așa un pic. S-a speriat Chessie când am țipat? Pare rău, bebe. Nu-i nimic. Mă iert? Da. Vă-i bă. Vezi că... N-as mic. Ce mi-ai arăți? Că ai spus tu că nu mai băgăm bani la jocuri. Și nu mi-ai înțeles la aparate. Bă, nu la aparate, bă, ce aveți? N-am băgat în viața mea, ești nebun la cap. Vezi, am par prea bătut, parcă nu ești tu. Mișule, ce să fac viața mea dacă am uitat să mă relași returi? Ce am, măi, ești nebun, m-a enervat Jimmy ăla că nu l-am terminat. Și acum am băgat o grămadă de bani și mi-a dat doar rost special, dar știi cum e. Știi cum e viața mea. Ba, cred că e doar 77 de minute, dar acum mi-am dat seama cât a trecut. Dar ce, încă e reducerea asta? Acum mi-am dat seama pe bune, gen. Ia vezi, încă e? Nice. Da, mă, prin super puteri cu asta, ești nebun la cap. Hai cu 6000, mai avem un pic și facem 6000 de like-uri. A intrat? Mamă, ce tare e banana asta. Au prelungit un pic. Mă, dar de la 260 de lei la 111. Aici trebuie doar să nu ne elimine nebunii ăștia. Bă, da, s-a schimbat grafica la jocul ăsta. Înainte n-arăta chiar așa bine. Cum ar fă că se dau update-uri din asta? Mamă, cât îmi place skin-ul ăsta. Asta e skin-ul meu preferat. Deci ăsta e efectiv skin-ul meu preferat. Asta cum a sărit, cum ai ajuns viața mea aici? Bă, ești nebun? Mișu, te pup viața, mersi mule tot de membru. Gata, mă, asta zic. E bine? Mai, o finală, o finală, o finală. Aia zic, dăm win sau nu? Stai pe stânga, nu pe mijloc? Aia viața ce contează. Alexus, dar tu le rupi, mă?
astea pe stumbel guiz. Mamă, e ăsta și n-am emote-ul de punch. N-am emote-ul de punch. Aha. Na. Na. Ce mă aleargă ăsta să-mi dea pum. Na. Uită-te un pic la Alexandru Edi, care cred că e pe stream. Care cred că e direct pe stream. Mișu, te pup, viața mea. Mersi din suflet. Mamă, și ăsta are emote. Bebe pot? Bă, dar băteți-vă, bă, între voi acolo. A sărit. A căzut ăsta. A căzut ăsta. Uite, cade și ăla? Cade și ăla? Na, ce vrea să-mi dea ăsta? Păi bă, știi care e faza? Eu nu cred că am cum să-l bag pe ăsta. Exact, n-am cum să-l bag, că n-am pumn. Cum îmi iau pumnul? Că mai bag încă 50 să-mi iau pumn. Niciodată n-am avut pumn. Dai tu pumn? Bro, mi-a explodat TikTok cu faza cu Mădălin? Fără Caterinca, dă-ne link. Cum ne dai link să vedem și noi? Viața aia, zi-ne cum ai pe TikTok să reacționăm și noi. Bebe, last chance, Jimmy. Stai, viața aia, dă-ne și nouă, cum ai pe TikTok să vedem și noi faza. După aia îi dăm at dead of night, gata, îl terminăm. Nu mai stăm. SN4MYR. SN4MYR. Punct underscore. Și am pus. Am făcut bine. Bă, iartă-mă că râd. Tot de ce ai zis că ai explodat? Că așa are 600 de views. Bă, să mă urcă Dumnezeu că râd, dar eu mă gândeam că a făcut. Mamă, ne-a explodat acum toate astea. Ia. Dintr-o dată aud în spate. Mădălin! Mădălin! Băi, stai, Mișu, mersi din suflet de membri, bro, apreciez maxim, te pup, frate. Mulțumesc din suflet. Ia. Câți mai sunt, mă? Gata. Tată, dintr-o dată aud în spate... Mădălin! Ok. Era o fată mică, mâncați aici gura ta, cred că avea vreo 6-7 ani, ceva de genul. Mădălin! Mădălin! Și eu m-am speriat, nu știam pe cine strică. Ce are, doamne, fata s-a pierdut, fata asta îl caută pe frasul care îl cheamă Mădălin, și ce? Când mă întorc, mâncați aș gura, aia venea la mine. Băi, a venea la mine și credea că-s Mădălin și erba mâncat aș gura asta. A crezut. Dar vezi că, vezi că nu e sunetul sincronizat. Și știi care e problema? Că eu m-am întors și m-a văzut. Și eu i-am zis, eu? Și face, da, Mădălin, hai să facem o poză. Și a zis, puiul meu, eu nu sunt Mădălin. Și se blochează, se uită la mine așa. Și tot am făcut poză cumva, că n-am mai zis nimeni nimic, s-a pus lângă mine, a venit maica s-a ne-a făcut poză și aia a fost. Deci ea, cred că se laudă și acum care poză cu Mădălin, dar de fapt eu sunt cu Mădălin fake, mâncați-ai jurat, eu sunt Teo, mâncați-ai jurat. Tată, dintr-o dată au... Tare, tare că ai luat fază și ai pus-o. Așa, acum, ne mai trăgând de timp, am dat-o direct. Hai iubirea, e singura noastră speranță. Singura noastră speranță ești. Ești. Ce pe alea? Uite-le. Ia-le pe astea. Ia-le pe astea. Încă 5 dacă termină ce si jocul. Aia zic, hai că-l terminăm acum, te pupăm, Mișu. Bă, dansam și eu. Unde trebuie să mă duc? Dreapta. Față. Stânga. Cavă dacă nu. Bun.
Așa, nu acolo. Drept. Așa. Capăt. 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 Capăt drept. Asta e primul. Carte, 111. 11, 11. A doua, a doua, a doua. Bun. Asta este Ziana. Bun. Putem, viețile, putem sau nu? Putem sau nu? Ziceți voi. Du-te, Sânziano. Du-te, fata mea. Du-te, Sânziano. Vizor, neapărat. Aș mânca o șaormă. Iar? De la, de unde? Nu mănânc. Prea multe șaorme. Return, dă-i. Ai grijă că acum e vagabond ăsta. Vezi că te grăbești? Uite-l. Nu, că poți să stai acolo, că nu te, el nu te știe. Dă-i click și uită-te pe aici. Așa, mai stai un pic. Încetişor. Mai du-te o dată. Mai stai un pic. Dă-i acum. Mai stai un pic. Acolo sau aici? În stânga. Acolo. Du-te, du-te că e safe. Unde știi că e safe? Că s-a auzit sunetul din spate. Nu. Capăt. E acolo, e acolo, întoarce-te. Mamă, bine că te-ai întors la lift, că altfel era jal. Du-te aici, în camera asta. Un pic de activitate, Mișu. Mă ascund? Nu, încă nu. Du-te și uite-te pe vizor să vezi dacă vine aici sau trece. Aha. Mă ascund? Nu. Te ascunzi doar dacă vine peste tine. Păi de unde știu dacă vine peste mine? Îl vezi? Nu, păi, dar nu mai am timp să mă ascund. Da, da. Hai să o dăm. Cum ești în dreapta? Acolo. Bun. Auzi aici, în spate. Nu. Așa. Nu, în spate, pardon. Spate, du-te, în spate. Și aici, stânga. Și dă-i carte, 121 dreapta de tot. Perfect. Așa. Asta e Matildesa. Bă, Matildesa a fost prima. Nu, măi, de la Sânziana. Nu, aia era Matildesa. Hai bine. Vizor. Hai. Dă-o din du-te. Da, i-am răspuns, lui. Ia, vizor. A prins-o pe aia sau a trecut? A prins-o. Stânga sau dreapta? Dreapta, cred. Dreapta, așa. Aha. Bravo, stânga. Lift. Și acum alege dacă vrei să mergem la 2 sau 3. La 3. Mergem la 3? Hai. Eu v-am zis că Cesi o termină, vreau să zic. Să mor eu, bebe. Ai zis o strică, hai. Așa am zis, dar nu voiam să zic așa. Mă jur că nu voiam să zic așa. Că râdeam dacă era să glumesc. Nu.
Nu. Capăt. Așa. Față și stânga. Nu. Toarce. Și dreapta. Bun. Și acum dreapta. Asta e. Hai că putem. Dă-i. Bun. Ce, mă? Te-a luat emoțiile? E suspans, așa. Aha, îți place? Tu poți să pleci de pe acest live. Grecul Luca care zice, bă, dacă vrei o treabă bine făcută, nu lăsa o femeie. Viața mea, da, nu sunt să... de acord, ți-am și bani. Abia aștept să ai o femeie. Eu s-a dus încolo, dar eu încolo trebuie să merg. Da. Vrei să încercăm o schemă? Nu. Ok. Ce schemă? Poți să-l strigi, el vine, te ascunzi în dulap, a ieșit și ai făcut dreapta. Sau mai stăm aici? Mai până... stăm aici. Bine. Cum simți tu? Ah, send friend out, îmi trimit o pasă. Get to the elevator as quickly as you can. Vizor? Și că dacă o să aibă vreo femeie cu gândirea asta. Păi nu prea. My point, exactly. Dă-i vizor. A trecut aia? Nu. A țipat? Eu n-am auzit-o. A țipandiando. Dreapta. Așa mi-a făcut și mie, nu înțeleg. Băi, etajul 3, n-ai cum să treci de el. Deci trebuie să faci schema cu strigat. Okay. N-ai cum altfel. Deci dacă nu faci schema cu strigatul, n-ai. Ce faci? Auzi? Hai să începem cu 3. Și chiar mi se pare cel mai greu. Strigă-l și cu el în cameră. Aia e faza rară și că nu rămâne mereu în cameră. Da? Știi, ai învățat drumul? Da. Ok. Bravo. Mamă, nu mai fă de astea că murim. Murim aici de inimă. Din greșeală. Come here, Sky. Alright? Can you look, Sky? Eu n-am vrut să pot eu pe canalul ce spui eu. Ce tare. Auzi că, cică, dacă spamați, postează ce simți săptămâna viitoare. Doar dacă spamați un pic. Get to the stairs. Hey! Am dat eu. Mami a apăsat pe mouse. Gata. Cum trebuie să-l strig? Hai, cum facem schema? Că încercăm. Gen, abia am început jocul, am făcut o cameră. Deci fii atent. Mă lași să-ți arăt? O să postez, promis. Da. Deci, uite așa, aici îl strigi. Hey! Uite-l. Du-te. Trecem partea asta și ne ducem? Da. Nu, ce, du-te în dulap. Partea asta? Acolo, du-te. Haide, ieși. Nu e bine. Partea cealaltă trebuie.
Doamne. Bine. Deci acum trebuie să fim atenți la sunet, să vedem dacă rămânem în baie sau se duce înapoi. Am greșit drumul ca retardat. Și acum cred că iese. N-a rămas în baie. N-a rămas în baie acum, nu? Și de unde știi când rămâne în baie? Știi că intră în baie pentru că nu verifică dulapul ăla. Și de unde știi dacă a intrat acum sau nu în baie? Pentru că a verificat dulapul. Ieșim? Vrei să las pe tine? Oricum, da. Oricum cred că ne omoară acum. Stânga. Stânga. Unde? Acolo. Du-te, du-te, puteai să te duci. Du-te și dreapta. Dar nu mai țipa la mine. Bebe, nu am țipat la tine. Nu că țip la mine, că mă deranjează, dar mă sperii. Uite, era în fața liftului. Da, pe gen era aproape și așa face, te așteaptă gen. În dreapta. Prima e aici, în dreapta. Acolo, acolo, acolo. Mai, 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 uite, așa. Asta? Nu. Capăt. Mă, iubire, de ce te grăbești? Nu mă grăbesc. Capăt, dreapta. Am zis, mă, că săptămâna viitoare. Dacă spamați, a spamat, postez săptămâna viitoare. Erau două camere la trei, eu știu că doar una. Mulțumesc. La tine cum se aude încă? Și se aude tare? Cât de cât? Eu nu te aud cum vorbești. Am dat mai încet. Get to the elevator as quickly as you can. Da-i țipai în halul ăsta, gen, ai țipat tare rău. Deci a zis mama că mi-a Adidas de 500 de lei, dacă iau 10 la mat într-o săptămână, crezi că pot? 100%. Da. Când ies din cameră, fac dreapta sau stânga? Spuneți-mi repede. Dreapta. Dreapta? Mhm. Stresa viața în super fata. Bă, chiar mă stresează rău jocul ăsta, așa este. M-ai stresat și pe mine, gen. Așa s-a urcat pe lumea. Nu e bine, că încolo trebuie să mă duc și eu. Ok. Au? Nu mai știu. Da, în dreapta. Da, în dreapta. Mamea, zic că mi-a Lambo dacă spăl vasele, hai că te cred. Eu zic să le speli, dacă e așa. Îți ia Lambo de jucărie. Eu să-i dai. Yes? Cum vrei. Zic că pe cârca ta am ieșit.
Incredibil. Uite, uite, uite. Față și stânga, stânga. Hai că mergi și... Nu e, nu, nu. Aici nu e cameră. Nu. Intră înapoi, intră înapoi, intră înapoi. Ce am făcut, doamne, că nu mai înțeleg nimic. Cum ai făcut, mă? I don't know. Bro, joacă, chiar joacă mai bine decât mine. What the fuck? Da, acum... Acum nu mai știu unde sunt și pe unde trebuie să o iau când ies. Avem o problemă. Uite, el s-a dus în dreapta. Că nici eu nu mai știu acum. Am fost la 205, știu doar că trebuie să ajungem la 210. Dar nu mai știu pe unde. Dreapta, ok, dreapta. Hai să ieșim. Sau... El s-a dus în gen stânga. Hai să ieșim și să o luăm pe dreapta. Așa că e mai bine decât tine, sincer. Păi eu ce crezi eu că glumesc? Unde-i 210? Aici, aici e. Aici, mai în față, mai în față. În capăt, dreapta. Dreapta. Nu, stânga, stânga, stânga. Iartă-mă. Bravo, iubire. Stânga, dreapta, dreapta, mulțumesc. Nu, nu-mi place. Nu-ți place de ce? Are ciocolata măruie în cremă, nu-mi place. E pun măzna, merg. Mă bucur mult. Hai, du-te, fata mea, du-te, du-te. Get to the stairs as quickly as you can. Te speri mai rău ca ce simți. E, și acum e. Ce repede a omorât-o, înseamnă că e aproape? Cred că da. Îți place, mă? Aha. Uh-huh. Bine. Dar de aici ce fac? Stânga sau dreapta? Stânga. În dreapta ai... ai perete. Ok. Ai grijă ca pe stânga. I-am auzit vocea. Așa. E întunecată camera și vine în baie, că ne-au zis oamenii. Dacă, gen, dacă mă ascund aici și el intră peste mine, mă caută în baie 100%. Că nu are lumină. Da, dar nu intră peste mine, că nu te-a văzut. Da. Uite-l. Și e perfect, că noi ieșim și facem stânga acum. Stai, lasă-l un pic. 3, 2, 1. Stânga și ne-am dus. Cred că e cam aproape, trebuia să mai stăm. E perfect. Capăt, bravo, iubire. Capăt. Ia uzel, e acolo. Și acum am ajuns la lift. Mai avem doar etajul 1. Hai, iubirea mea, că poți. Acum mergem repede în dreapta, acolo unde știm. Dar nu știu să ajung acolo, trebuie să-mi zici. Îți zic acum. Deci cum ai ieși și faci dreapta, să ne grăbim un pic. Ca să, până vine asta, să ajungem acolo, știi? Uh-huh. Dreapta. Acolo. Stânga de tot, așa, acolo. Mergem înainte, continuăm, continuăm. Nu, așa. Capăt. Capăt. Capăt dreapta. Aici în dreapta. 111. E al doilea, al doilea. Ăla e. Bun. Bun, mai avem doar una. Doar că acum e un pic mai greu, că trebuie să ajungem în partea cealaltă. Ok. Deci m-am rugat de 100 de ori în 5 minute. Same, credeți-mă.
Hai, iubirea mea. Hai, o trimitem, da? Da. Du-te și zici mie ce se întâmplă. As quickly as you can. As quickly as you can. Fii atentă că asta trece. Prins-o. Da, a prins-o un pic mai departe. Stăm da, un pic pe vizor. Totuși. Stăm un pic pe vizor. Și care e faza când o prinde? Eu cred că ăsta știe unde ești. Deci stai pe vizor, te rog. Așa, și mai stăm un pic. Ne grăbim. Uite-l. Dar frumos ești, viața mea. M-ai lăsat pentru asta? Nu, nu merge? Nu. E aici, eu nu vreau să ies, să știți. Vrei să-l chemăm? Stai un pic să văd dacă am dulap. Ai, 100% ai. Cred că mai bine îl chemăm. Nu, hai să vedem ce zice toată lumea. Îl chemăm sau nu? Îl chemăm sau nu? Și facem schema aia repede să putem să ieșim, să mergem sau... Ieșim. Eu nu aș vrea să ies, că știu că e aproape, mă prinde cumva. Schema, nu? Da. Da. Fii atent, îl strig. Dacă vine, vine, dacă nu, înseamnă că e departe. Ok. Păi da, dacă îl strigăm și nu vine... I'm here! Și noi ieșim, înseamnă că a mai venit pe drum, gen, nu știe unde suntem. Vrei să mai strigăm o dată? Nu știu, nu. Nu știu! Hai să-l mai strigăm o dată. De return și de stânga sus acolo. Bravo. Și după aia dai iar pe vizor. Down here! Mi-e frică. Uite-l. Vrei să-l strigăm acum să vină? Nu, e prea aproape. Păi da, dar vine și ne ascundem și facem schema. Sau o jucăm cum și noi. Păi nu, îl mai strigăm o dată, dar nu e prea aproape el? Nu. This way. Păi ar trebui să te întorci. Și să te bagi în dulapul ăla acolo, dar nu acum. Când aud ușa, nu? Da. Dar nu cred că vine. Nu vine. Jimmy? Da, hai mă, o dată încoa! Că nu-l striga de multe ori, că știe unde ești. Păi da, asta e și faza, să vină după noi și să ne ascundem, nu? Uite-l, și strigă-l o dată acum, ca să vină o dată, că mă exasperează. Hey! Și bagă pe vizor să-l vezi dacă vine. Vrei să vină acum, 100%. Uite mă, nu vrea să vină, frate, what? Mai dă-i o dată. Deci dacă îmi strigi și joc, adică dacă pierdem... Mă, bebe, dar nu am convenit amândoi păi să facem mult, asta. Acum mi se pare prea mult. Uite, nu vrea să vină. S-ar putea să stea lângă ușa de campează. Sigur e afară, adică de ieșit nu ies. Am o idee. Mergem în camera din față? Nu, fii atent. Ies și intru la loc. Deci cum am ieșit, intru la loc. Aici. E Teo la platane, acum să știți. Acum dacă ne aștepta, intră după noi. Deja mă enervează. Down here. Zor. This way. No, nu, n-avem cum. E scriptat să fac așa la final?
Strigă-l și stai în baie până la auzi strigând. Și dacă nu vine, te campează. Păi da, și dacă ne-am dat seama că ne campează, ce variante mai avem? Să mai stau un pic și să-i dăm. Vezi că e aproape, intră înapoi. Hai, bine, bine! Stânga, stânga. Față și dă-i pe ăsta. Gata. Mă țipa așa! Bebe, dar mă speri, mă, iubire, mă! Dar mă speri și pe mine prea rău! Dintre sar. Dacă mă speri, ce, cum vrei să reprim? Bine, bine, nu, gen, să nu mai ți pierd tare. Și nu s-a dus în baie, nu-i așa? Nu. E în baie sau nu? Nu o să fie în baie, nu? Plecăm acum sau... Nu, nu, zice lumea că e lângă ușă. Nu cred. Uite-te dacă e roșu meniul. Nu mai e. Nu mai e. Ăsta, ăsta. Da, 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 da. Nu e în baie. Ieși. Că e sunet când vă camp- când ne campează. E ăla când apare el un pic așa. Da. Și că dacă nu-l auzim, nu ne campează. Mă, viața mea, mai avem de salvat gen o femeie și gata, l-am terminat. Uite, nu ne campează acum. Vrei să o dăm? Eu aș schimba camera cu aia din fața mea, atât. Atunci hai să facem așa. Că mă întorc prin stânga, teoretic da. Nu mă întorc cu fața la el. Nu știu dacă e deschisă, dar hai să vedem. Și te întorci în stânga, ca să nu te întorci în dreapta. Păi da. Dar îi place camera asta mai mult. Mișule! Uite. Uite. Vezi? Acum da, dar nu te campează că nu s-auzi. Ah, vrei să-i facem așa? Jimmy? Vizor? Jimmy? Maia? Nu vrea, nu? Mă, deodată. Ia-mi fie. Hey. Uite, acum cred că te campează. Cred că de două ori în același timp, zice lumea. Deci strigi o dată acum și acum mai dai o dată. Down here. Ia. Ia mâna de pe mouse, să nu dai click din greșeală. Iar nu intră în baie. Nu e în baie, nu? Nu. Eu zic că nu mai avem altă șansă. Ieșim, dacă nu mor, ai... Mai stai un pic, stai pe Spyglass. E... Da, da, da. Stai pe Spyglass.
să dăm. Prin stânga. Da, da. Hai, pregătiți-vă. Hai. Ușor. Sunt nici pe unde trebuie să merg, știi? Dreapta aici, cred. Bebe, sigur. Bebe, nu mai țin minte, chiar nu mai știu, dar așa cred. Ia vezi și aici. La cât trebuie să ajungem? La 120, nu e bine, era pe acolo. Intră într-o cameră de-asta. Aoleu, e cu întuneric, nu e bine. Intră în cealaltă. Fii atentă. Nu, hai să stăm aici un pic. Hai să stăm aici un pic. Ai zăpăcit. Mi-e frică, mai avem doar una. Mergi o dată și stai un pic. Haide. Acolo. L-aud. Și acum în față. Și ușor. Unde e camera? În stânga. Aici în dreapta, aici în dreapta. Asta e. Asta e ultima. E aici aproape. Facem 6000 de like-uri, ne mai trebuie 50. Hai, du-te, fata mea. Get the stairs as quickly as you can. Ca să intre în baie, trebuie să intri în dulap în același timp când intră el pe ușă. Și când auzi că se închide ușa, atunci e în baie. That's the last. Și a și trecut. Da. Deci nu e pe aici. Hai să ne uităm pe vizor. Nu mai e cum să fii sigur. Oricum eu zic să stăm un pic aici. Da. Sau să-l strigăm, să-l închidem pe undeva, dar... Frică. Și dacă eu zic ceva, după aia o să o dai pe mine. Nu o dau pe tine. Nu dau. Hai să strigăm. This way. Jimmy? Merge. Ce facem? Mergem? Campează? Hey! I'm here! Acum s-a apropiat, ai văzut că l-am auzit, gen. Eu n-am auzit. A strigat Maya. Deci, fii atentă. Schema e să-l strig. Uite, mamă. Schema e, mai strigă-l acum repede de două ori. Și fix când intră el, trebuie să-i dăm să intrăm în dulap ca să ne vadă să se ascundă în baie. Să se ascundă în baie. După aia noi când ieșim, îl încuiem. De ce să ascundem baie dacă mă vede pe mine în dulap? Nu înțeleg. Ca să ne prindă. Uite, uite, uite. Stai, stai, stai. Ia. Exact. Și acum ăsta ne așteaptă în baie. Mă lași pe mine? Da, hai. Da.
Uite, gata. Go. Nu aici, nu aici, invers. Repede, repede. Bravo. Bravo, da, 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 da. Bravo. Și acum stânga. Aoleu, a dat Dumnezeu. Și acum trebuie să mergem la G. Piețile la G, la G, la G. Apasă G. Uite acolo. Hai să vedem dacă am reușit. WCS-i, băi, WCS-i. Pe unde iau? Ce fac? Acum stai liniște, nu are cum să vin aici. Acum cred că trebuie să mergem în față. Încă o dată în față. Și stânga. Acolo. Hai, cred că avem cheie. Nu, eu cred că e ușa aia. Nu, crede-mă că știu etajul ăsta. De unde avem cheie? That's the wrong key. Bă, pe unde ieșim? Place the lock door to try the key. Stai. Asta-i. All your friends got out safely. Au scăpat toți? Au scăpat toți? Cum? Că i-a prins pe unii. Nu știu. Bravo, mă, iubire. Mersi că m-ai ajutat, mă. Cu plăcere. Ești fericită. Da. Oh, da, da. Ai văzut că m-am ascuns când trebuie? Da. Adică am la dat, fix, da. La fix. Bravo, iubire. Yay. În sfârșit, Doamne, mi-am mâncat zilele jocul ăsta. Na, joacă pasta, Jimmy. Joacă pasta. Maia! Uite-l pe ăsta, încă ne strigă, deci ăsta chiar s-a îndrăgostit rău. Ia uite-l. Maia! Mișu, te pup, bro, mersi de membri. Dar cine e ăsta? LOL? Deci ăsta e de fapt Jimmy, ăla normal. El n-avea nimic săracu, dar era controlat de unul, Hugo, care era tasu și era foarte malefic, gen. Știi ce zic? Și asta cred că se întâmplă în interiorul lui. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. Mulțumim mult, Mișu, te pup. Mulțumim, Mișu. Muchas gracias, aficiones, paparazos. Deci aia e, compromis. Muchas gracias, aficiones, paparazos. Bravo, iubirea mea. Muchas gracias, aficiones, paparazos. Auzi, Ciu, ăla da. Mamă, în sfârșit. Muchas gracias, aficiones, paparazos. Îmi vine să cred. Muchas gracias, aficiones, paparazos. Este că eu mă joc cu ăsta, cred că am adunat. Cu jocul live-ul ăsta, cred că am 6 ore. 8 ore de când îmi joc. Adunat, nu știu ce zic. Da, bine, în zile diferite. Na, ce să facem dacă ai lăsat o femeie să-ți facă treaba? Da, dacă ne luăm of. După viața mea. Hai. Of, of. Gina, te pupăm, mulțumim din suflet. Te pupăm. Uite, cine zicea că dacă lași o femeie, nu se face niciodată treaba bine. Na, că fără o femeie nu puteam să terminăm jocul ăsta. Să-ți fie ție învățătură de minte care ai zis, gen. Da. Dar aia e. Ia uite, Mișu cu încă 5. Te pupăm, Mișu. Mersi mult de tot, bro. Apreciem maxim. Când vă mai jucați Raft? Băi, nu știu, dar trebuie să ne mai jucăm. Da, na? Da, da. Poate vorbim și cu Haimanu, cu Roxana și facem da, gang da, 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 de Raft. Da, 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 da. Mulțumim. Cu plăcere, acum vrei să plec. Nu, dacă vrei mai stai. Vrei tu? Nu, așa mi s-a părut. Mulțumim. Nu, mă, ți-am mulțumit fiticanii care ești. Lasă-te pe locul tău. Ah. Mamă, mă simt liberă. Mișu cu încă 5? Băi, Mișule, mersi mult de tot, frate. Didi, mulțumim mult de tot, de fapt. Cred că-ți mulțumesc din suflet. Muchas gracias, aficiones. N-am mai plus cu văzul. Nu vă supărați pe mine. No problemă. Ia să vedem că a bubuit și că TikTok-ul ăsta, ia. Cât a făcut?
dată, dintr-o dată aud în... Ah, 2000, ia uite-l. Eh? Nice. Teo 10, notice X2, ce e asta? Ce înseamnă asta? Că, deci, gen, ai intrat pe pagina lui. Da, asta înseamnă notice? Aha, aha. Da, mă. Și ce mai facem acum? Cred că gata. Cred că... close the live. E cineva care mă întreabă pe chat în continuu. M-a întrebat săraca de o grămadă de ori și eram prea concentrată în joc. De unde am ochelarii? Ochelarii sunt de la Prada ca model și i-am de la Lensa. M-a întrebat săraca. Poate-l pe Jimmy pe Google, că o să fie șocant? De ce mă dă? De ce e șocant? Ia Jimmy Hall. It is me doing actually comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. He's sort of comedic sociopath. Deci also known by his alter ego, deci Hugo Punch e alter ego-ul lui. Main antagonist sau așa, try to așa, holding Maya and her friends hostage in the Sea View Hotel. Aha. Sunt meritați, noi îți mulțumim pentru content. Te pup, mami, și mulțumim și noi, Maxim. Jimmy Hall has unkept așa balding brown, așa îl descrie aici, mamă, 45 de ani? Aș fi dat 30 ceva așa la mișto, cât i-ai fi dat, bebe? Jimmy roams the hall of floor one. Story spoiler warning. Păi și ce șoc, gen? Jimmy chiar a existat. Ce, mă? Jimmy Hall. Solistul american și cântărețul de armonică așa. Păi da, mă, viața mea, dar ce treabă să avem noi cu și Hugo Pancia. Muchas gracias, aficiones, para vosotros. Who is Hugo Punch? Muchas gracias, aficiones, para vosotros. Nu. Bă, da, chiar, omul ăsta, cine e actorul? A dead of night actor. Muchas gracias, aficiones, para vosotros. James Alexander Hall, or să nu mai așa, Old Marta. What? E bro, ăsta e? Mi-ai frică de el acum. Pull Marta on Twitter with the... Viața, ăsta e Jimmy care ne alerga pe noi? Ia. Da. Da, mă, da. Uite-l pe Jimmy. Te-l pot, Jimmy, mâncați aici curat. Na. Te-l pot, Jimmy. Da, aia e. Da. Cum mă nu vedeți? Să pui video pe gură de berucuz. Da, mă, trebuie să-l editez. Trebuie să editez tot jocul și îl punem acolo. Viețile mele, o să închid live-ul ăsta aici, nu vreau să-l dăm și cu altceva, să închidem ăsta aici. Totuși cred că ar merge să schimb acel show. 100% o să-l schimb, l-am pus temporar așa pentru că am făcut când mă sperii donez un membru și trebuia să schimbăm alerta, că promisesem de mult. Dar trebuie să văd exact cum fac, trebuie să le gândesc un pic. Pui mei, mulțumim mult de tot de live, mulțumim și iubirii mele că s-a alăturat pe parcurs, fără ea nu puteam. Și adevărat a înviat, vă urez paște fericit în continuare și numai sănătate și bucurii, pui mei, și seară frumoasă în continuare să aveți. Văd că e, ia stai așa, dăm un refresh, cine e live acum? Ia uite, e viața mea live. Deci te-am mâncat vaș. Piese care apar acum... E viața mea live, vă las cu Haimanu aici, ai cu un ride frumos la viața noastră aici, Haimanu. Și eu vă pup viețile mele și vă doresc o seară minunată în continuare. Vă pup și mulțumesc mult de tot de live. E, na? Da. Vă las aici acum un ride la viața mea. Haideți toți aici să dăm un like. Vă pup, vă pup.